Bun găsit, oameni buni, la o emisiune în două părți. În partea a doua, o să începe cu sfârșitul, Victor Ponta, președinte pe România. Pro-România, în prima parte, Laura Vicol, președinte al Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități din Camera Deputaților. Bună seara, doamnă! Bună seara și vă mulțumesc frumos pentru invitație. Și eu vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația. Să continuăm cu o serie de asta de politățuri până ne obișnim cu ideea. Vă e teamă să de... ne obișnim cu ideea politeții sau cu ideea întrebărilor? Cu ideea disciplinei, doamnă. Uh-huh. Pentru că aici sunteți președinte și la disciplină și imunități. Deci suntem niște oameni disciplinați. Da, ce mai faceți? Definiție. Muncesc. În sfârșit, da? Muncesc foarte mult, da. În sfârșit? De ce? Până acum nu? Până acum nu am muncit atât de mult, recunosc. M-am limitat doar la a scrie inițiative legislative și l-a bătut la uși pentru a-mi trece inițiativele legislative respective. Dacă ai inițiative legislative, trebuie să bați la uși? Trebuie să bați la uși peste tot, pentru că așa se face, ca să nu te trezești cu o inițiativă legislativă din 2015, că se ia în discuție 6 ani mai târziu. Aoleu, 6 ani mai târziu. Am avut, da, inițiative când eram membru simplu în Comisia Juridică, pentru că un an de zile am fost membru simplu în această comisie, în care constatam cu stupoare că sunt puse pe masa comisiei inițiative legislative din 2014, 2013, chiar 2012. Vorbiți atât de frumos, sunteți atât de delicată, abănuiesc în spatele, adică aparențele, nu? Înșală uneori. Bănuiesc că uneori, atunci când e vorba despre justiție, în spatele acestui zâmbet, acestor ochi, stă o fiară, nu? Așa zic unii. Apocaliptică. Da, așa zic unii. Păi nu, dumneavoastră ce ziceți? Sunteți de acord cu... Eu zic că sunt un om care se adaptează la orice situație. Mm-hmm. Când e bine, zâmbesc. Când nu e bine, zâmbesc mai urât. Puțin. Da. De ce ați intrat în politică? Ar fi prima întrebare. Da, este o întrebare pe care mi-a pus-o inclusiv mama mea în momentul în care am luat această hotărâre după 21 de ani de avocatură. Profesia mea este cea de avocat. Toate aceste funcții și ceea ce fac acum sunt efemere. Asta nu înțelege lumea în acest moment, din păcate, sau mă rog, o parte a unor persoane. Am intrat în politică pentru că am considerat că e momentul să fac o schimbare. Am făcut bine, spun eu, în profesia mea, dar am făcut bine unui anumit segment. Cred eu că am puterea să încerc măcar să fac bine pentru toată lumea, pentru că am intrat în politică să încerc să îndrept niște lucruri strâmbe. Aș fi ipocrită. Care sunt cele mai strâmbe lucruri? Există ceva perfect. Care sunt cele mai strâmbe lucruri pe care le-ați observat în politică? Motiv pentru care ați fi intrat ca să îndreptați aceste lucruri. Care sunt? Populismul, în primul rând. Populismul se poate îndrepta prin lege? Populismul se poate îndrepta prin activități. A, înțeles. Și prin muncă. Mm. În momentul în care dai doar din gură și nu faci nimic, bun pentru ceilalți, pentru cei care te-au trimis acolo, și cum se poate îndrepta populismul? Că populism. Eu încerc de 32 de ani să-l îndrept și nu am reușit. Păi ar trebui să încercați mai des. Să încerc în continuare. Eu zic că am mișcat puțin lucrurile. Ai reușit continuu, nu ai reușit continuu, cam asta e. A, da. Spun că am reușit să fac o schimbare, cel puțin. Prima mea inițiativă, primul meu proiect legislativ de suflet a fost proiectul pentru copii cu autism. Am bătut, cred că, la 100 de uși. M-am rugat de toată lumea să ia în considerare că acest proiect este o urgență, într-adevăr. Eu sunt foarte aplecată și sunt foarte interesată de rezolvarea problemelor, în primul rând, de natură socială, pentru că până la urmă, oamenii sunt cei care au nevoie de noi și nu în special copiii. Am fost din întâmplare la media și acolo mi s-a ridicat această problemă. Nu vreau să mă laud cu ce fac pentru că nu-i frumos și nu-mi place. Dar aceasta este prima mea inițiativă și sunt bucuroasă că mai am atât, foarte puțin, cât să intre. Câți ani aveți în politică, doamna Vicol? Un an fac acum în decembrie. Un an greu, nu? Nu chiar foarte greu, nu pot să spun. De ce ați ales PSD-ul sau PSD-ul v-a ales pe dumneavoastră? Am ales PSD-ul pentru că este singurul partid, în opinia mea, care a rămas alături de oameni. Nu m-am văzut... Pe și USR-ul? În alt partid. USR-ul? USR-ul n-a rămas aproape de oameni? UDMR-ul n-a rămas aproape de oameni? Partidul Social Democrat chiar este singurul partid care a fost alături de oameni. Acum, dacă stăm să ne raportăm la ce a făcut USR-ul cât a fost la guvernare, nu prea mi-a arătat mie, cel puțin personal, ca cetățean al acestei țări, că ar fi fost aproape de mine. Iubiți tare pe ăștia de la USR, nu?
Doamne ferește, eu iubesc pe toată lumea. Sunt un om extrem de tolerant. Asta adică... îmi place că iubesc pe toată lumea, da. E, vă mai trece. După 4 ani de politică nu o să mai iubiți pe toată lumea. Și cum ați ajuns? Am văzut, știți ceva, domnule, tu, că mă tot analizează lumea din punctul ăsta de vedere. Să știți că eu sunt un om foarte pozitiv. Eu văd partea plină a paharului. Adică văd, bine, totul cu o limită, să ne înțelegem. În momentul în care se ajunge la alte lucruri care depășesc o rezonabilitate și o limită a bunului simț, atunci automat că valențele mele în a analiza și în a privi o problemă sunt cu totul altele. Dar, la modul serios vorbind, cred că totul se poate pune pe masă și discuta, indiferent de opțiunea politică pe care o are fiecare. Eu asta am încercat să fac și cel puțin asta încerc să fac de când e a doua ședință pe care am avut-o la președinția acestei comisii. Asta încerc să fac. Și asta le-am explicat de la bun început tuturor, nu sunt ipocrită. Vă spun, că le-am cerut tuturor. Comisiei juridice. Am fost aleasă de către membrii Comisiei Juridice din grupul meu parlamentar. Mi s-a propus, evident că am acceptat onorată. V-a propus domnul Ciolacu sau altcineva din conducerea partidului? M-au propus membrii Comisiei Juridice din grupul meu parlamentar. Adică da. PSD. Adică PSD, cei da. Din PSD. Păi apropo de reacțiile dumneavoastră, ați fost în ultima vreme ținta unei campanii de presă. Și nu ați răspuns, apropo de răbdare și așa mai departe, nu ați răspuns atacurilor. Nu am de ce să răspund unui atac politic. Cred că orice altă persoană... A, credeți că e un atac politic ăsta? Sunt convinsă că este un atac politic. La mine probabil au avut mai multe de spus din perspectiva profesiei pe care o am. Cred că oricine ar fi venit la șefia comisiei din partidul meu, oricine ar fi fost atacat. Acum că m-au atacat și ca femeie și ca avocat, este strict alegerea lor. Am ales să nu intru în această luptă pe care eu o numesc... Nu vreau să folosesc cuvinte dure. Le am în vocabular, dar nu le folosesc. A fost o luptă nedreaptă din partea lor. Adică nici măcar nu au vrut să... Nu să-mi dea mie o șansă, că nu păi le cer luptă, lor că o șansă. Atacat? N-a da, fost vorba de o luptă. Adică a fost un răspuns. Atac mizerabil, la care am considerat că e mai bine și mai decent din partea mea să nu răspund. Dar sunt onorată și mă înclin în fața tuturor celor care mi-au luat apărarea. A fost neașteptat de multă lume care mi-a luat apărarea. Păi aici e vorba de un principiu. Am văzut și acea poziție a asociației Organizația Barourilor, nu? Uniunea Barourilor. Uniunea Barourilor. Pentru că București. Totul a plecat de la faptul că sunteți avocata interlopilor. Da, avocata asta. Avocata, e adevărat. Or, știm bine că puteți să apărați pe oricine. Așa cum și în meseria mea pot să fac interviu cu un criminal sau cu un interlop? Nu puteți să faceți. Nu? Nu, nu puteți, pentru că automat ați fi lipsit de integritate ca mine. Am înțeles. Mi-am permis să apăr penalii în dosare penale. Deci ați apărat penalii. Păi vedeți aici ați greșit. În dosare penale? Acum, profesional vorbind, cum este să aperi astfel de personaje, oameni până la urmă? E greu? E mai greu decât într-un proces penal obișnuit? Când ai de-a face cu... interlopi? Eu nu am apărat numai nu, știu că n-ați apărat. Vă întrebam dacă nu este... Este complicat, este foarte greu să intri în asemenea dosare. Eu pot să spun că iar o să comenteze toată lumea. Eu chiar am avut noroc că am intrat... Nu mă gândesc la ce spune toată lumea, doamna avocat. Tocmai că nu mă gândesc, că de-aia și vorbesc și vă răspund liber. Eu am avut noroc să intru în asemenea dosare, pentru că sunt mulți avocați penaliști care nu au un noroc să intre în dosare cu un asemenea volum de muncă. Și de ce ar fi noroc? Este noroc pentru că îți faci mână de avocat penalist. Eu, ca să-mi fac această mână, pe lângă meseria pe care am învățat-o de la maestrul meu Cerveni, stăteam la coadă la Barou București de la 4:30 dimineața ca să prind dosare la instanțele cu multe dosare penale pe rol. Asta înseamnă. Și altă caracteristică a acestor dosare, în afară de volumul mare de muncă? Sunt foarte complicate, dar și satisfacțiile sunt foarte mari pe măsura rezultatului, pentru că, din păcate, noi ne considerăm un stat democratic și ne place să o spunem cu toată gura. Noi că nu suntem un stat democratic. Prezumția de nevinovăție este călcată în picioare. Eu consider că fiecare om, fiecare ființă umană are dreptul la apărare. În momentul în care o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare, atunci poți să te referi la persoana respectivă și să-i pui o etichetă pe care o pune societatea nu în mod greșit de la bun început. Uite, vă dau exemplu lui Robert Roșu, care i s-a pus etichetă inclusiv de mai mari din în alta curte și așa mai departe, s-a dovedit că era nevinovat. Este un caz total nedrept, i-am luat apărarea nu colegului spun, meu, apropo de asta, Roșu. Că
și deciziile. Vedem cazul ăsta, să vedem ce s-a întâmplat cu Călin Popescu-Tăriceanu, să vedem cu domnul Ponta. Știți ce un alt lucru care mă deranjează de foarte multă vreme? Aceste stenograme care se dau în presă și care sunt publicate și care afectează persoane care n-au nicio legătură cu cauza. Adică, era ascultat un interlop, da? Dumneavoastră erați avocatul acelui interlop, dar nu avea, să spunem, o cauză directă cu ce se discuta și automat. Interceptările, stenogramele interceptărilor, și asta s-a întâmplat de în 2004 încoace. Oameni care nu aveau nicio legătură cu dosarele respective și care vorbeau cu o persoană care avea legătură cu cauza, era terfelită pentru că era ascultată și așa mai departe. Ce aveți de gând să faceți ca președinte al Comisiei Juridice ca să nu mai existe astfel de lucruri? Îmi doresc foarte mult ca tot ceea ce se întâmplă să fie în primul rând rezultatul. Dacă să vorbiți atât de încet, în momentul în care vă bateți pentru cauză, sigur nu o să rezolvați cauza. Dacă ați fi fost cu mine într-o sală de judecată în momentul în care puneam concluzii sau îmi pledam cauza, cu siguranță n-ați mai fi spus același lucru. Probabil într-un studio de televiziune am învățat automat să-mi dozez vocea. În momentul în care totul se întâmplă ca rezultat al convingerilor unora sau altora și nu se ajunge la un acord între toate părțile care se așează la masă să rezolve o problemă, să știți că nu se va schimba niciodată nimic. Adică eu consider că tot ce s-a întâmplat până acum este generat de lipsa dialogului. Toți au vrut să facă ceva, alții nu au fost de acord și atunci au fost tot timpul schimbări de atitudine și de direcție, inclusiv în justiție. Și nu vorbesc mai de justiție, vorbesc de toate domeniile. Nu pot parte, să fiu de acord sau nu, vă rog. Da. O parte a politicienilor, din păcate, și acum și astăzi, preferă scandalul. Este adevărat, scandalul adună capital electoral. Dar scandalul nu pune oamenilor mâncare pe masă și nici nu plătește facturi. Nu știu, eu aș vrea să facă să rezolve scandalul cazurile de justiție. Vă dădeam un exemplu concret. Văd din 2004, de aproape 17 ani, în presă stenograme în care apar persoane, personalități, oameni care n-au nicio legătură cu cauza. Și pe baza acestor stenograme, oamenii aceștia sunt, să spun, terfeliți de la un cap la cealaltul. Ce o să faceți dumneavoastră ca președinte al Comisiei Juridice pentru a nu se mai întâmpla... Spuneți să vă dau o soluție, da, care deja există. Care este? Respectarea legii. Legea în acest moment nu îți permite să pui la dosar stenograme, client avocat, decât dacă din stenogramele respective rezultă, fără dubiu, înfăptuirea unei infracțiuni sau pregătirea unei infracțiuni. La fel, legea în acest moment nu îți permite să pui la dosar interceptări între persoane prin încrucișare înregistrate și puse stenogramele la dosar dacă aceste persoane nu au legătură cu cauza sau dacă declarațiile lor nu impietează asupra întregului material probator. Sau dacă nu pregătesc sau au făcut o înfăptuită infracțiune. Deci aceste soluții deja există. Păi și de ce s-a întâmplat asta dacă numai există legea? Numai că legea nu este respectată de către cei care ar trebui să o respecte. Sau adică? De către toți cei care ar trebui să o respecte. Păi dosarele, stenogramele acestea pleacă din dosare. Vă dau un exemplu din cazul meu, pentru că vă referi strict la cazul meu. Dosarul despre care se face vorbire, în primul rând, este un dosar aflat în cameră preliminară. Ce înseamnă acest lucru? Că informațiile din dosar nu sunt destinate publicului. Adică, informațiile respective trebuie păstrate la nivel de instanță până dosarul ajunge în fază de judecată. Corect. Și de-abia atunci dosarul devine public. Acum, păi și cum e posibil? Cum a fost posibil de atâția ani încoace. Sunt surse din interior care probabil, nu știu ce beneficii au dacă își permit să încalce legea fără să le fie teamă că pot fi prinși și sancționați. Pentru că există sancțiuni pentru acest lucru prevăzute în lege. Aceste stenograme, cu atât mai mult cu cât există aceste sancțiuni, e clar că aceste stenograme pleacă de la cineva care are acces la dosar. Cine are acces la dosar? Părțile, în camera preliminară. Procurorul, judecătorul. Bănuiesc că nu ați dat dumneavoastră presei informațiile din dosar, stenogramele de acolo. Eu asta am spus, că eu am o plângere în acest dosar strict pe acest subiect și în momentul în care legea îmi va permite, pentru că eu sunt un om care respectă legea, cu siguranță voi lămuri și aceste aspecte. Însă este evident că părțile, procurorul și judecătorul sunt singurii care ar trebui să aibă acces la aceste informații care trebuie să rămână, să rămână secrete până când ajunge dosarul în fază de judecat. Da. Și când dosarul este public. Dacă așa înțeleg să facă unii... Păi nu, dar amintiți-vă pe vremea lui Chioveși și nu numai că erau
date trimise automat, date, de fapt stenogramele interceptărilor care aveau loc în cauză, în dosar. Da, și se spunea că sunt date pe surse, v-am spus. Eu, în acest moment, știu că este foarte greu de crezut. Mi-am lăsat profesia de avocat într-o parte. Acum sunt politician, sunt parlamentar, sunt președintele Comisiei Juridice. Niciodată aceste lucruri nu se vor intersecta. Pentru că eu nu uit pentru ce sunt acolo, dar nu uit nici ce sunt în esență. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea. Dar veți continua activitatea în postura de avocat, în toate aceste dosare și așa mai departe, bănuiesc. Nu, eu nu n-am mai profesat din momentul în care am intrat în campanie, m-am retras din toate dosarele, nu m-am suspendat ca avocat, însă nu mai profesez de când am deci început nu mai campania electorală. Deloc. Și în acești 4 ani nu vreți să nu aveți dreptul să profesați. Am dreptul să profesez în anumite spețe, însă nu doresc să profesez. Mi-am dedicat, așa cum am făcut-o în avocatură, îmi dedic toată activitatea mea și toată munca mea. Veți fi parlamentar și președinte al Comisiei Juridice. Deci asta veți face? Da, categoric. Pe asta fac. Am înțeles. Și de ce nu ați vrut să răspundeți la toate atacurile? Care a fost cele motivul? Cele care se referă la interceptări sau la așa la interceptări în general, dar toate pleacă de la avocat, ta, interlopilor și așa mai departe. Pentru ce să răspund, domnule Tucă? Să explic ce înseamnă să fii un avocat penalist? Să explic ce înseamnă sute și mii de ore în instanțele de judecată? Sub nicio formă. Eu am apărat și bogați, și săraci, și slabi, și grași. Am avut și cazuri pro bune. Păi adică nu, da, serios acum. Păi, dar cred că nici oamenilor respectiv nu le place să fie numiți interlop. Dar nici să-i faceți grași pe unii care au fost clienții noastre. Nu e ok. Ce să poate fac mai acum? Bine pe aia slabi. Au slăbit probabil între timp de la problemele pe care le-au avut. Nu, să știți că stresul de obicei îngrașă. Doamna avocat, doamna Vicol, președinte al Comisiei Juridice, spuneți-mi și mie, care sunt problemele legate de justiție, legile justiției? Eu aud, parcă de o eternitate, această sintagmă, legile justiției. Și mai ales când vine vorba despre PSD, știți foarte bine că a măcelărit PSD-ul legile justiției. În primul rând, s-a ajuns la această sintagmă pentru că foarte multe dintre articolele din codul penal și din codul de procedură penală au fost declarate neconstituționale la curte. Tot ce s-a pronunțat Curtea Constituțională trebuia pus în acord cu actualele coduri. Nu s-a făcut acest lucru. Dar așa cum am spus, toate aceste lucruri trebuie făcute și vrem reforme toți, da? Și vrem soluții bune și să rămână în timp indiferent de succesiunea guvernelor, da? Toate aceste lucruri trebuie făcute în baza unor acorduri. Toate partidele trebuie să-și dea un punct de vedere cu privire la tot ceea ce se întâmplă și toate instituțiile care reprezintă justiția trebuie să se așeze la aceeași masă cu politicienii. Pentru că până nu ajungi la o soluție comună, agreată de toată lumea, tot timpul vor fi oameni care vor încerca să schimbe lucruri. În momentul în care vrei să ai soluții de scurtă durată, cu impact imediat, dar și de lungă durată, care să nu poată să fie dărâmate de alte persoane, trebuie să o faci în baza unui, nici nu știu cum să spun, unor întâlniri pe termen lung cu toată lumea. Ca nimeni să nu vină să spună, doamne, pe mine nu m-ai băgat în seamă, nu m-ai așezat la masă când ai luat hotărârea asta, hai să discutăm iar. Și uite, așa sunt tot felul de schimbări. Ați participat la negocierile celor 3 partide care formează coaliția în legătură cu... Nu am făcut parte din echipa de negociere. Știți ce s-a discutat în legătură cu justiția? Pentru că s-au luat niște hotărâri. Adică una dintre ele este desființarea secției speciale și înființarea, mă rog, a unui exact alt organism. Exact așa cum spuneți, s-a luat o hotărâre în comun, deci sunt convinsă că rezultatul va fi unul bun în final. Pentru că trebuie să mergem cu toată încrederea pe ceea ce s-a stabilit în programul de guvernare. V-am mai spus o dată, sunt un om pozitiv, sunt convinsă că se vor pune în practică. Bun, și din punctul dumneavoastră de vedere, da? Stabilite. Pentru că dumneavoastră cunoaște sistemul, v-am văzut în ultimii 10 ani vorbind de nenumărate ori despre ce înseamnă justiție în România, diferite cauze și așa mai departe, nu intrăm în amănunte. Care credeți că sunt legile care trebuie schimbate, modificate și în ce sens? Cum vedeți aceste modificări? Acum nu pot să iau fiecare articol în parte. Nu fiecare articol, vorbesc de principii, lucrurile importante. Ca să-l citesc pe domnul președinte, că tot a ieșit astăzi și a dat o declarație, a spus că legile trebuie să fie corecte și drepte. Sunt de acord cu președintele. Și eu sunt de acord. Chiar sunt de acord. Adică o lege trebuie să fie corectă, dreaptă,
și fără posibilitatea interpretării ei altfel decât în spiritul și în litera legii. Ordonanța 13, ca să o luăm de undeva, să ajungem undeva. Cum ați văzut ordonanța 13 atunci? Cum o vedeți acum? Să știți că eu nu mi-am schimbat sistemul de valori. Adică este același, fie că sunt avocat, fie că sunt politician. Valorile morale rămân același. Altfel se poate interpreta implicarea mea într-o anumită situație sau într-o anumită problemă. Faptul că nu interferează profesia de avocat cu ce fac acum cu profesia de politician. Deci a fost bună ordonanța 13? Eu nu pot să mă pronunț asupra modului în care eu am considerat o ordonanță luată la momentul respectiv sau nu. Pot să spun că ordonanța 14, care a desființat ordonanța 13, a fost una bună. Deci e bine că s-a desființat într-un fel sau altul ordonanța 13. V-am răspuns la întrebare. A ce cu minte sunteți? Eu dacă vreau să mă enervez, o să citesc stenogramele. Să vă enervez, nu să mă enervez, că nu mă enervez foarte rău. Eu știu foarte bine ce am spus. Am tacticile mele, doamna avocat, să știți. Eu sunt convinsă că adică le aveți, dar și problemă. Eu am tehnica mea de calmare. Aveți o tehnică în asemenea situație. Incredibil. Da, mă gândesc la lucruri frumoase vorbim, și constructive. Vorbim despre abuzul în serviciu, da? A fost călcâiul lui Ahile pentru PSD sau dacă vreți, îi spuneți cum vreți. Da, cum vedeți această rezolvare? De ce să fie incriminat? Lui vă spun imediat, să fie incriminat abuzul în serviciu sau să nu fie? Dar sau care să fie? Serviciu este incriminat. Este incriminat, dar ordonanța 13 printre altele prevedea dezincriminarea abuzului în serviciu. Nu. Era vorba de un quantum, știți bine la ce mă refer. Nu, vă referiți la o parte a infracțiunii care a fost desființată de Curtea Constituțională. Da, dar nu s-a pus în aplicare în ceea ce privește legea propriu-zisă. Abuzul în serviciu în acest moment este o infracțiune modificată de către Curtea Constituțională. Legea trebuie să fie predictibilă și trebuie să fie încălcată în momentul în care vorbim despre săvârșirea acestei infracțiuni. Este foarte clară din punctul meu de vedere acum. Înainte nu era. Și acum este foarte... A venit și a clarificat toate aceste aspecte. Adică în momentul în care încalci o lege, ești pasibil de săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu. Evident, beneficiezi de prezumția de nevinovăție până la o hotărâre judecătorească definitivă. Bun, mă întorc la prima întrebare, că încă n-am primit un răspuns. Ce modificări în plan legislativ, în ceea ce privește justiția, vrea PSD-ul să facă? În acord cu coaliția. Dar care sunt propunerile cu care vine PSD-ul? Asta spun. Propuneri, partidele au venit fiecare cu propunerile lor. Nu am făcut parte din echipa de negocieri, deci nu aș putea să vă spun concret cum spui, că v-aș minți și sunt un om care nu minte. S-a ajuns la un acord. Sigilul clar va fi desființat și va fi găsită din ce reiese din programul de guvernare o alternativă a acestei secții. Mai departe, evident că legile trebuie puse în acord cu deciziile Curții Constituționale, iar pe restul avem atâtea luni înainte ca să stăm cu toții și să ne gândim la soluții foarte bune pentru ca aceste legi să fie corecte și drepte și nu interpretabile. Procurorul șef al DNA, acest SIJ trebuie desființat în totalitate, cât că astăzi a declarat, nu? Noi ca stat nu vom putea păcăli partenerii europeni. Crin Bologa, procurorul șef al DNA, a declarat joi 9 decembrie. E joi, e miercuri 9 decembrie. E joi astăzi? Nu mai știu, joi 9 decembrie. Că secția specială, nu mai știu cum trec zile, pentru investigarea infracțiunii de justiție trebuie desființată în totalitate. Degeaba desființăm, vopsim, revopsim, pentru că ni se va bloca accesul la fondurile europene. A spus Bologa într-o intervenție la RFI. Cum comentați această declarație? Eu l-am cunoscut pe domnul Bologa în momentul în care a fost audiat în cadrul comisiei. L-am invitat atunci și cu atât mai mult acum, din poziția pe care o am, o să-l invit la comisie în momentul în care vom avea de discutat inițiative legislative care îl privesc și pe dânsul. Sper că o să-i vorbiți un pic mai tare cu dânsul. Pentru că nu am de ea treia oară când nu faceți observație. Pentru că nu am de gând să folosesc acel buton. Știți că am în față un buton de la care pot să-i opresc pe ceilalți membri a comisiei. Nu înțelegeam cum se face treaba asta, că nu mi-am permis să mă duc să-l întreb pe fostul președinte cum procedează. Eram una dintre persoanele care îi se tăia microfonul, da? Dar acolo, în sală, fiind sala mare, vedeți? Acum vorbim și de volumul de aer de aici. Ridicam tonul, recunosc. Nu am de gând să opresc microfonul nimănui și nu am de gând să cenzurez pe mine atâta vreme cât se menține o limită a bunului simț.
așa am de gând să fac și cu domnul Bologa. O să-l invit și o să discutăm cu toți în cadrul comisiei, așa cum la fiecare inițiativă intenționez să am invitați de fiecare dată, din toate instituțiile care au legătură cu proiectele legislative respective. Deci cât de tare s-a schimbat avocatul Laura Vicol. Este împăciuitoare, vorbește frumos cu toată lumea, din momentul în care asta a intrat în Parlament. Politicia, nu? Asta înseamnă să... Adică s-a schimbat... Cum se zice, paradigma, practic, în ceea nu, ce vă privește. S-a schimbat tonalitatea. Tonalitatea. Și s-a schimbat felul de a avea răbdare să rezolv o situație. Dacă adică aveți mai multă răbdare sau mai puțină? Învăț să am din ce mai multă răbdare, credeți-mă, și nu e chiar foarte ușor. Dar trece mai repede timpul când aveți un ceas foarte scump, așa cum aveți dumneavoastră. Și acum e vorba despre curiozitatea mea de bărbat. N-are legătură nici măcar cu meseria de avocat. De ce ar trebui o femeie să aibă un ceas atât de scump? Întreb ca bărbat. Putem să oprim și... Eu am tot respectul față de dumneavoastră și sunt convinsă că nu credeți tot ceea ce se scrie într-o anumită parte a presei, pe de-o parte. Pe de altă parte, timpul trece la fel pentru toată lumea, indiferent ce ceasuri scumpe am avea. Și toți ne ducem și nu luăm după noi decât amintiri. Nu luăm nici ceasuri, nici nimic. Deci păi și atunci? Faptul că nu era atât de scump pe cât s-a scris. Eu nu metalez și nu-mi place. Eu sunt, nu sunt un om modest, sunt un om umil. Nu sunt modestă, recunosc. Faptul că nu am metalat până acum sau nu am arătat sau nu m-am pozat, nu știu, în diverse locuri și în diverse ipostaze și nu știu, cu diverse lucruri, asta nu înseamnă că nu le-am sau nu le-am făcut. Eu sunt în politică de un an. Eu vin din mediul privat după 21 de ani de avocatură. Nu despre asta era vorba. Ba da, despre asta este vorba, nu, pentru nu, nu că e vorba, sunt că oameni... Puteți să putați, nu vă acuz, era o curiozitate, era o curiozitate tipic masculin. Până la urmă, sunteți un om care lucrați de... Eu știam că femeile sunt mai curioase decât bărbații. Nu, păi nu, la Caracal bărbații sunt. Domnule Tucă, chiar mi-l dărâmați. Doamna avocat, am dărâmat multe mituri. Era o curiozitate tipic masculină. Eu știu ce înseamnă să lucrezi în mediul privat, ați câștigat suficient să vă permite să purtați ce ceas vreți dumneavoastră. Asta e clar. Și acum și eu, la rândul meu, care muncesc de 32 de ani în mediul privat, pot să-mi cumpăr. Întrebam de ce o femeie ca dumneavoastră, o femeie frumoasă și așa mai departe, are nevoie de un ceas atât de scump. Era o întrebare în afara spațiului juridic, deci, și al emisiunii. Automat vă încadrați în niște pătrățele din care va trebui să ieșiți. Deci sunt misogin. Eu nu cred că cineva ar trebui să se pronunțe cu privire la poate sau ce. Nu mă pronunțam. Mi-ați pus o întrebare. Deci din start ați plecat de la un lucru greșit. Nu am plecat de la ce. De ce e greșit? De asta spun. Dacă am un pantalon de la Zara, înseamnă că nu am. Nici vorba, dar puteam să spuneți. Pentru că era o bijuterie frumoasă. Dar de ce să răspund la aceste lucruri? Că asta nu înțeleg. Adică Pentru că sunteți în Parlament, sunteți parlamentar român. N-am furat, n-am mințit, n-am dat în cap pentru secundă. Absolut nimic. Sunteți parlamentar român și oamenii care v-au ales lucruri. Și oamenii care se uită la parlamentar pun o grămadă de întrebări. Și o să vă întrebe și inclusiv, le răspund cu drag o să la toate. Întrebe inclusiv asta. Și le răspund cu drag la toate. Bine. Oamenilor care m-au ales acolo. A trecut jumătate din emisiune și trebuie să ne întoarcem la legile justiției. Că vreau să aflu și eu ce se întâmplă. Și nu sunt mulțumit de răspunsul pe care l-ați dat legat... Ia, nu pot să mulțumesc pe toată nu, lumea. Nu, păi trebuie să mulțumiți pe mine, nu pe toată lumea. Legat de Bologa. Adică să faci o astfel de declarație tu ca șef al DNA, când știi foarte bine, cu toate că nu recunoaște, că DNA-ul a făcut dosare judecătorilor, procurorilor pentru a-i șantaja, pentru că i-a ascultat cu miile în toți acești ani și nu s-a întâmplat nimic, mi se pare tupeu maxim. Aș putea să fiu acuzată de subiectivism dacă m-aș referi la acest lucru. Cei care mă cunosc știu prin ce am trecut și știu că sunt o victimă a sistemului respectiv. Ați fost arestată? Am fost reținută 24 de ore, târâte prin instanțe 3 ani de zile, achitare la fond, achitare în apel. De asta spun, nu vreau să fiu acuzată de subiectivism niciodată, însă cred eu că domnul Bologa trebuie să stea să mai gândească puțin. A avut puțin mai mult exces de zel sau nu a prins un moment bun în care
a explicat aceste lucruri. Eu l-am văzut, vă spun sincer acum, că l-am cunoscut personal. Da, pentru mine a fost totuși mare lucru să fac cunoștință cu viitorul procuror șef DNA. Pe altcineva n-am cunoscut. Mi s-a părut un om echilibrat, vă spun sincer, chiar mi s-a părut un om echilibrat. Nu știu ce e cu această declarație, adică în mod normal, în momentul în care ești un om echilibrat, trebuie să ai un altfel de răspuns. Trebuie să spui că stai de vorbă cu toată lumea ca să găsești o soluție optimă, pentru că până la urmă asta vrem cu toții, soluții optime și de durată și bune, pozitive. Că încercăm să construim, de distrus cred că ne-am săturat cu toții. Nu va fi ușor pentru noi, pentru că atacurile dumneavoastră la adresa noastră vin într-o zonă care nu are nicio legătură cu ideea de justiție și de integritate. Avocatul interlopilor poate să fie avocat, cine? Avocat, da. Avocat. Și inclusiv Valeriu Stoica a fost ministru al justiției. Și dacă luăm toți avocații mari, importanți din România, care au făcut politică, la rândul lor, la un moment dat au fost avocatul interlopilor, bandiților, cum vreți să le spuneți. Nu contează până la urmă. Deci ăsta e un atac sau o serie de atacuri care mi se par total nedrepte. Jos, adică putem vorbi mai mult decât atât. Doi, ideea de publicare a stenogramelor. Și atunci eu mă aștept de la Laura Vicol, avocata Laura Vicol, președinte al Comisiei Juridice, după ce a fost deținută, după ce a fost târâtă prin instanțe 3 ani de zile până să fie achitată definitiv și așa mai departe, avocata Laura Vicol, care tocmai spuneam, a trecut prin aceste 2 săptămâni în care a fost pusă la stâlpul infamiei, aș vrea o atitudine mai fermă atunci când vine vorba de justiție, indiferent despre ce legi și așa mai departe vorbim. Așa cum o prezentați dumneavoastră, ar însemna să-mi pun toată durerea și toate nedreptățile prin care am trecut, să mi le pun pe scaunul pe care îl ocup acum. Nu asta să faceți. Nu. Să puneți din punct de vedere juridic a legislației tot ceea ce vi s-a întâmplat. Dacă mă lăsați să termin ideea, vă explic ce am vrut să spun. Niciodată, dar niciodată, nu o să mă gândesc la lucrurile din trecut pentru a face ceva în prezent care să schimbe altfel decât în sens constructiv lucrurile. Niciodată. Tot ce s-a întâmplat în trecut a rămas acolo. Statura mea morală și principiile mele și valorile mele sunt aceleași. Așa cum am luptat înainte împotriva tuturor abuzurilor și a nedreptăților de orice fel, să știți că nedreptăți nu se întâmplă numai în dreptul penal. În dreptul civil sunt oameni care stau cu dosare agățate de gât de 15 Absolut. Ani. Sunt oameni care nu își permit să plătească taxe de timbru și își pierd casele. Justiția nu se referă doar la dreptul penal. Toată lumea uită lucrul ăsta. Justiția Total de acord, se referă și la alte este. Domenii. Sunt instanțe super mega aglomerate, sunt servicii, sunt salarii care nu și se plătesc, sunt 10.000 de dosare pe rolul. Asta spun. Încet, încet, echilibrat, discutând cu toată lumea, trebuie găsite soluții. Exact de ce spuneam mai înainte, soluții pe termen scurt, în primul rând, pentru toate aceste instanțe de judecată și nu mă refer la instanțe de drept penal. Trebuie să ne luăm o scurtă pauză, pentru că nu mai avem foarte mult timp, și ne întoarcem la experiența dumneavoastră. Eu n-am spus să folosiți în poziția de președinte al comisiei, vreți o gură de ceai, puteți să luați. Nu, mulțumesc. Serios, adică nu e nicio problemă. M-am spus că nu mai am gust și păi nu, una mai și jumătate. La una mai aveți voie, că 2 cred că sunt suficiente. O să iau chiar 3. Pentru că e foarte scump. Ceaiul japonez bio. Asta nu liniștește, că e ceai verde, asta agită. Ne întoarcem și discutăm. Eu nu vreau ca avocata Laura Vicol să folosească experiența ei emoțională. Apropo de ce a trecut... Ai închis într-un sertar și absolut, rămas acolo. Mă interesează experiența, să spunem, legalității, experiența juridică. Dar ne întoarcem după o scurtă pauză. Poate vorbi și mai tare după pauză, cine știe. A 4-a oară. Dar eu citesc din stenograme și atunci sigur o să vorbiți tare. A 5-a. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Da, continuăm emisiunea din această seară. Spuneam în partea a doua de la orele 20. Victor Ponta se va afla în studioul nostru. Până una alta, Laura Vicol, președintele Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități din Camera Deputaților.
Vorbeam în timpul pauzei de un proiect legat de aleșii locali, nu? Da, avem pe ordinea de zi pentru săptămâna viitoare o inițiativă. Cu siguranță voi ajunge la un acord cu membrii comisiei, pentru că, să înțelegem, eu sunt președinta comisiei, dar nu votez la 10 mâini. Am un singur vot în comisie. Toate hotărârile acolo se iau în consens cu partidele din alianță, iar cu cei de la USR care sunt în opoziție, să știți că nu am avut probleme la prima ședință de comisie. Chiar a fost o ședință care s-a desfășurat frumos, echilibrat, fără atacuri la persoană, fără să fie obligată să apăs pe buton să cenzurez vreun comportament deplasat, deci chiar a fost tot în regulă. Am pe ordinea de zi un proiect, sper să fie agreată ordinea de zi, prin care aleșii locali condamnați pentru infracțiuni de natură sexuală, cele care se referă la așa ceva, să aibă interdicția de a mai candida. Pentru că în acest moment o instanță judecătorească poate decide sau nu ca un cetățean să poată participa la alegeri. În momentul în care cineva a fost condamnat pentru asemenea infracțiuni, nu va mai avea această posibilitate. Este evident că atunci când vorbim despre o reabilitare sau de o împlinire a termenului de prescripție pe reabilitare, probabil situația va fi una care va fi interpretată altfel, însă din punctul meu de vedere, acești oameni nu numai că nu au ce să caute în funcții politice, nu au ce să caute în general în societate. Sunt infracțiuni foarte grave, care ar trebui sancționate foarte grav. Deci cu atât mai puțin în politică. Inițiativele mele legislative pe care le-am făcut și pe care urmează să le fac, pentru că asta nu înseamnă că dacă sunt președinte al comisiei, nu voi mai scrie în continuare. Îmi place foarte mult să scriu și una dintre inițiativele pe care doresc să o fac este mărirea pedepselor pentru infracțiuni care sunt legate de minori. Am înțeles. Ultima întrebare legată de această secție specială. Vorbim despre SIJ. Cum va exista ea de aici înainte? Pentru că s-a hotărât în coaliție desființarea ei, și înființarea unde? La parchetul general, unde va fi înființată această nouă formă, nouă structură? Așa cum am spus, nu am făcut parte din echipa de negociere în programul de guvernare. Da. S-a ajuns la o concluzie, și anume că SIJ-ul va trebui desființat și va fi creată o nouă instituție care să aibă atribuții în acest sens. V-am spus, sunt luni de zile pe care le avem înainte, suntem tot cu înainte. Toții la discuții și cu siguranță va exista un acord la care eu cred că vor achiesa și instituțiile în cauză. Șeful DNA spune că secția specială a trebuit desființată complet și spune ceva, și aici aș vrea să vă întreb, că tot veni vorba. Noi ca stat nu vom putea păcăli partenerii europeni. Dacă noi ca stat nu îndeplinim obligațiile pe care singuri ni le-am asumat, atunci degeaba desfințăm, vopsim. Adică, care sunt obligațiile pe care noi ni le-am luat ca parteneri europeni? Și nu mai primim banii dacă nu îndeplinim aceste obligații pe care ni le-am Eu luat? Eu nu văd lucrurile așa cum le prezintă domnul Bologa din interpretarea dânsului, de aceea cred că cel mai în măsură să răspundă și să dea o explicație a celor spuse este însuși domnul Bologa. Prin MCV, desființarea secției speciale a rămas la latitudinea Parlamentului. Acum că s-a ajuns la acest acord de desființare și de... Păi nu are legătură ce spune numai cu desființarea. Deci eu nu pot să vorbesc în numele domnului Bologa. Bun. Nu vreau să fac speculații. Ca avocat, în primul rând, nu mi-aș permite să fac speculații. Bologa este optimist, și ultima chestiune legată de asta, Bologa este optimist în privința modificărilor legilor justiției. Puteți să ne spuneți și nouă care sunt modificările care vor fi aduse? Cu siguranță la următoarea emisiune la care mă veți invita. Până atunci o să am o discuție cu domnul Bologa în cadrul comisiei, pentru că v-am spus, am de gând să-l invit la ședințele comisiei când vorbim despre inițiative și nu numai pe dânsul, pe reprezentanții tuturor instituțiilor. Și atunci o să vă spun cu siguranță ce a dorit dânsul să spună. Că e pozitiv și optimist. Deci până atunci... Și eu sunt un om pozitiv și optimist. Dar nu numai... nu numai despre asta e vorba, adică domnia sa vorbește despre modificarea, și v-am întrebat și la început, modificarea legilor justiției. Cred că se referea la punerea în acord. Cred că se referea la punerea în acord a deciziilor Curții Constituționale. Cred că la asta se referea. Dar de ce n-au fost puse în acord până acum? Pentru că, așa cum am spus, a lipsit dialogul.
Toată lumea a fost preocupată mult mai mult să se certe decât să găsească. Nu, eu vă întreb pentru cei care au fost la putere că PSD-ul n-a fost în ultimii 2 ani. Păi, dacă tot erau, adică puteți să răspundeți pentru ei de ce n-au pus în acord, că tot vorbeau despre legile justiției. Cum să răspund eu pentru ei când a fost lipsit de logică tot ce au făcut în România în ultimul an de zile? Dacă ne aflăm în situația în care ne aflăm, ne aflăm din cauza lor. Să știți că PSD-ul nu s-a aliat cu PNL-ul din dragoste. Pentru că este o situație foarte gravă. Am considerat că decât să fim un partid oportunist care să stea pe margine și să creștem în sondaje pe ceea ce nu făceau alții, vrăjeală. Ne-am asumat să ne înjure electoratul și să mă înjure pe mine cineva că stau la masă cu un penelist, dar să știu că acelei persoane poate peste un timp o să-i fie puțin mai bine. Vorbeam despre interceptări mai devreme. Uite, am o știre aici de ultima oră. Nu mai știu de ultima oră. Guvernul Câțu a lărgit sfera interceptărilor. Știați? Am văzut ceva înainte. Ce obligații au furnizorii de servicii de găzduire electronică față de organele cu atribuții în domeniul securității naționale? Un nou articol a apărut într-un proiect de lege aflat în dezbatere la Senat, lărgește în mod nejustificat, nu zic eu, ci G4 Media, da? Nejustificat domeniul și spectrul interceptării comunicațiilor electronice, inclusiv a accesului la datele de trafic, date de conținut și la conținutul comunicațiilor criptate tranzitate. Adică, cu alte cuvinte, poate să aibă acces, că tot spuneau că nu au acces la mesajele pe WhatsApp. Păi, astea sunt criptate. Sau Signal, sau Telegram și așa mai departe. Atâta timp cât au acces și legea prevede asta, vor avea acces la orice date, informații care sunt transmise pe telefonul mobil sau pe... Pe de o parte, vorbim despre o inițiativă legislativă aflată la Senat, pe da. Care în acest moment nu o cunoaștem decât din ce ne este prezentat în presă. Nu știm dacă informația este alterată sau nu și nu știm ce conține acel proiect legislativ. Pe de altă parte, să știți că eu pentru infracțiunile care țin de siguranță națională și care pun în pericol țara, eu n-aș putea să comentez negativ cu privire la prinderea oamenilor, teroriștilor care fac acest lucru. Că nu vorbim despre asta spun, aici. Nu vorbim despre terorism. De aceea, înainte să discutăm pe baza unei informații primite, haideți să ne uităm la ce conține proiectul de lege respectiv și după, evident că putem pune concluzii pe seama acestui subiect, pe seama acestei teme. Însă până atunci avem o informație în presă pe care eu trebuie să o verificăm. Păi nu e numai o informație în presă. Cu tot respectul față de presă. Dar nu știu inițiativa. Dacă mi-ați dat inițiativa acum, v-aș păi spune părerea vă mea spun. Ca avocat. Acolo, vă dau, vă citesc exact. Vă rog. Deci, inițiativa este următoarea. Articolul a fost adăugat la un proiect de lege pentru transpunerea directivei UE privind codul european al comunicațiilor, după ce proiectul de lege a trecut de Camera Deputaților. Deci e un proiect de lege care a trecut de Camera Deputaților. Nu a trecut așa ceva. Proiectul de lege a fost adoptat de guvernul Câțu cu 3 zile înainte să fie demis și trimis pe circuitul parlamentar, unde este adoptat pe 7 decembrie 2021. Pe un asemenea proiect, Camera Deputaților ar trebui să fie cameră decizională. În ultimul an de zile de când... Păi asta spun. Păi vă dau și articolele din această lege nu care a fost trecut. Articolele, vreau să-mi dați numărul de PLX. Numărul de? De inițiativă legislativă. Numărul de inițiativă. Păi v-am spus care este inițiativa legislativă. Acum lăsăm gluma la o parte. Păi, dar nu e nicio glumă. Păi nu, păi lăsați-mă să vorbesc eu, că doar un an de zile am fost acolo și n-am lipsit la nicio ședință a Comisiei Juridice. V-am spus că sunt membru de un an de zile. Nu a existat în Comisia Juridică o asemenea inițiativă legislativă. Potrivit specialistului în IT, Bogdan Manolea, practic intră în categoria asta, adică autorizație interceptărilor. Autorizație și pentru ce? Skype? WhatsApp e prima dată când aud așa ceva. Facebook Messenger? Signal? Telegram? Adică toate aplicațiile. Sau pentru cei mai nostalgici, Yahoo Messenger? Păi, doamna Vicol, ce faceți? Că văd că nu... Căutați voi... inițiativa, cum se cheamă legea și așa mai departe, da? Ca să putem continua emisiunea. Apropo de drepturi și libertăți, cum stăm în România în perioada pandemiei cu drepturile și libertățile? Nu sunt de acord cu toate măsurile restrictive care au fost luate. Sunt pro-vaccin, sunt vaccinată, nu-i judec pe cei care aleg să nu o facă, însă am
toată convingerea că domnul profesor, actualmente ministru Rafila, va găsi o soluție bună pentru toată lumea. Eu, personal vorbind, am luat cuvântul la ședințele de grup, pentru că, ce să vedeți, la Partidul Social Democrat sunt ședințe de grup și toată lumea vorbește și se ajunge la o hotărâre în comun. Nimeni nu ne impune absolut nimic. Și am spus că eu nu voi vota acest certificat verde atâta vreme cât contractul individual de muncă este condiționat de el, atâta vreme cât oamenii care sunt trecuți prin boală și nu au avut un PCR pozitiv, eu, de exemplu, am trecut prin boală și toate PCR-urile mele au fost negative. Deci, automat, dacă nu m-aș fi vaccinat, pentru că mi-am pierdut gustul și mirosul, primul lucru pe care l-a făcut a fost să-mi fac anticorpii, să-mi dozez anticorpii. Și din păcate, nici astăzi nu v-ați căpătat gustul. După un an și jumătate, nu. Cei care sunt trecuți prin boală trebuie să aibă această posibilitate de a intra în posesia certificatului verde. Sunt oameni care poate nu au preferat să nu sune la DSP, au trecut prin boală, dar pentru că nu au acel certificat eliberat, acea dovadă de trecere prin boală, nu au posibilitatea să-și ia acest certificat verde. Sunt foarte multe persoane care au contraindicat vaccinul, cu boli autoimune, cunosc eu personal, 3 persoane. Și ele trebuie să-și ia certificatul verde, adică trebuie făcute niște reglementări foarte clare și echilibrate, pentru ca toți oamenii, dacă se ajunge în acel moment la obligativitatea certificatului verde, ca și acești oameni să aibă posibilitatea să-l ia. Este inuman. Până la acești oameni, că este important, inuman. Oameni care au trecut prin boală și nu au apucat să aibă un test PCR, deci nu au fost înregistrați la DSP și nu li s-a dat certificatul verde cel pe 180 de zile. Ce vreau eu să spun e altceva. Este inuman să nu dai importanța necesară acestei boli, care e o boală nenorocită. Mie mi-a omorât foarte multe cunoștințe. Dacă alegi să nu te vaccinezi, nu te vaccinezi, însă și eu am de un drept la viață și eu trebuie să fiu protejată. Și atunci, dacă alegi să nu te vaccinezi, trebuie să te testezi. Bun, păi un prim pas a fost făcut, că de acum înainte oamenii care nu s-au vaccinat poate să participe la activități, să meargă la restaurante, teatre și așa mai departe. Gândiți-vă că asta nu era înainte. Cu un test. Iar certificatul verde, că avem aici datele și este chiar important și le discutăm imediat, să-mi spuneți în ce măsură dumneavoastră sunteți de acord cu ele. Dacă nu mi s-ar fi blocat telefonul, ce bine era. Cred că din momentul în care am vorbit despre WhatsApp și așa mai departe, au rezolvat băieții cazul. Nititoi se mișcă repede, că i-au auzit și după aia au și trecut la fapte. Imediat am să vă citesc, pentru că sunt importante. De exemplu, sunteți de acord cu acele 11 teste gratuite pentru angajați, fie că e vorba de angajați la stat și la privat, pe care le decontează statul pentru început? Dar de la bun început am spus că testarea trebuie să fie gratuită. Oamenii nu își pot permite să plătească atâtea teste. Trebuie găsită o variantă și o soluție prin care cel care alege sau pur și simplu nu poate să o facă, legat de vaccin, da? Trebuie să aibă la îndemână această testare. Aduceți-vă în aminte că au fost situații până să se ajungă în acest moment când testarea nu mai era admisă sau nu mai era acceptată. Erai obligat să prezinți acest certificat verde. Bine. Și dumneavoastră, după aceea, cum faceți? Că a spus că nu sunteți de acord cu condiționarea. Că după ce se termină cele 11 teste gratuite, fie oamenii își plătesc testele și nu costă puțin, fie se vaccinează. Este alegerea fiecăruia. Eu am ales să mă vaccinez și am ales să mă vaccinez pentru că am foarte mulți prieteni medici, am ales să mă vaccinez pentru că am 3 copii acasă pe care mi-am îmbolnăvit eu, neștiind că am COVID, și pe copii, și pe mamă, și pe soț. Eu am adus COVID în casă. Da, știu, exact. Prăpăt. Ce ați făcut? Și am ales să mă vaccinez pentru că am încredere în medici. Nu mă uit pe Facebook când este vorba de așa ceva. Mi-am vaccinat copiii când erau mici cu vaccinurile obligatorii. Băiatul meu cel mare de 19 ani este vaccinat. Au agreat 11 teste, apropo de ce se va întâmpla cu certificatul COVID. Au agreat 11 teste gratuite pe lună, atât la stat cât și la privat. Introduc un certificat provizoriu pentru persoanele care nu au schemă completă. Și aici mi se pare foarte bine că se întâmplă asta. Va conține vaccinarea, test antigen de 48 de ore și test PCR de 72 de ore. Care acoperă, deși cele 11 teste gratuite, acoperă acele, dacă ne raportăm la numărul de zile într-o lună, da? Deci acoperă... Valabilitatea este așa. Se retrage obligativitatea dacă timp de 3 săptămâni consecutive rata de infectare scade sau dacă timp de 14 zile este mai mică de 1 la 1000.
Și asta este... Acesta e un lucru, iarăși, foarte bun. Deci, legea respectivă despre care se vorbea, ca să vă dau și legea, a fost inițiată de Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor în octombrie 2020 și adoptată de guvern în ședința din 2 octombrie 2021. PLX, numărul, vă notați? Da, vă rog. Luați aici o foaie. Nu, mă notez în telefon. PLX 428 pe 2021. Și dacă se poate să fiți un pic mai atentă în cameră când trăi legile astea, mai ales în când octombrie 2020 eram în campanie electorală. Nu, legea PLX numărul 428 pe 2021. Deja. Adică, dacă tot vorbim de drepturi și libertăți, că mi se pare și asta o ingerință, că vorbim despre teroriști, știți foarte bine, doamna avocat, lăsați-mă să mă uit și eu pe această inițiativă legislativă ca să putem vă vorbi... Vă aduceți aminte că toate mandatele pe siguranță națională, da, au fost date în cazuri care erau procese penale, corupție și așa mai departe. Adică mandate care nu aveau nicio legătură cu siguranța națională. Dar spuneți și celălalt lucru pozitiv, spun eu, că toate aceste mandate date pe infracțiuni legate de siguranța națională nu au fost acceptate de către magistrați în momentul în care s-a demonstrat că infracțiunile pentru care erau cercetați cei din dosare, pace, inculpații... Mult încoace. Hai să luăm o scurtă pauză pentru că mai avem câteva minute și ne întoarcem la PLX. Nu am numărul dumneavoastră, din păcate, dar uite, o să le trimit colegilor și vă trimit imediat și link-urile către această lege. Trimiteți-i voi, doamne Vicol, vă rog, am dat pe grup. Mulțumesc mult. Pauză. Ultimele minute ale emisiunii, unde este invitat. Am atât de multe informații, doamnă avocat. Păi sunteți un om informat, păi domnule, da, tu, că așa e, doamnă, și normal vreau să fiți, nu? Nu vreau să-mi ia ăștia pe signal, să mă asculte. Avocatul poporului atacă la CCR legea vizând SRI. E pervers scrisă. Avocatul poporului, Renate Weber, a anunțat atacarea la CCR și a și făcut acest lucru și așteptăm răspunsul a actului normativ care face din serii organ de cercetare penală specială, așa numită ordonanță prună din 2016, aprobată de Parlament. Păi de ce, doamna Vicol, să se întâmple asta? Domnule Tucă, eu v-am spus, până nu văd conținutul acestei inițiative, nu pot să mă pronunț cu privire la ce este inclus acolo. Dacă vorbim despre infracțiuni de siguranță națională, despre infracțiuni de terorism, la fel, permiteți-mi să-mi ridic un semn de întrebare dacă este bună sau nu această inițiativă. Păi, nu știu, aici nu e vorba numai păi de... Păi asta spun, eu nu pot să fac speculații. Păi bun, și dacă e vorba despre terorism, încă o dată, și dacă ar fi vorba despre terorism, da? Că de-aia ataca legea. Și dacă ar fi vorba despre terorism, SRI trebuie să fie organ de cercetare penală? Fie ea și specială? Vă întreb. V-am spus, nu știu dacă este această sintagmă corect folosită. Vă promit că la următoarea emisiune, dacă mă mai invitați și mai mă serviți cu un asemenea cei, cred că bun, pentru că nu i-am simțit gustul. Nu știu că e foarte scump și nu știu dacă mai avem încă unul. Da. Vom explica cu siguranță și conținutul acestei inițiative, dacă ea a trecut, ce înseamnă și probabil până la următoarea emisiune vedem dacă trece de Senat sau nu. Bine, sunt câteva teme la care ați rămas datoare și trebuie să ne spuneți. Ne îndreptăm, uite aici de pe Alev News, da? Ne îndreptăm către o țară care să fie condusă de serviciile de informații? E o întrebare. E posibil. La 5 ani, de când cabinetul Cioloș a emis ordonanța de guvern care transformă SRI în organ de cercetare penale speciale, că tot ați vrut pe Cioloș cu securiști ăștia și cu prună, l-ați vrut șef și așa mai departe, și înființează Centrul Național de Interceptare a Comunicațiilor, a fost votat de Camera Deputaților devenind lege. Nu, mie mi se pare incredibil că România, care are 1000 de probleme și n-a avut un antiviral în spitale, apropo de 10.000 de morți, totuși a votat și am ajuns să avem o lege care care îi dă SRI-ului posibilitatea să facă cercetare penală specială. Mai mult decât atât, am înființat un Centru Național de Interceptare a Comunicațiilor. Of, Doamne! Cum comentați? Că nu mai avem timp. O să comentez când o să văd conținutul inițiativei, comentăm cât doriți dumneavoastră toată emisiunea. Bun, ok. Atunci trebuie să luăm toate legile astea și toate
inițiative legislative, una care au fost votate, unele care sunt în faza de a fi atacate la Curtea Constituțională, să le discutăm, să vedem ce s-a ales de ele și ce se întâmplă cu ele. Pe toate, cu siguranță. Da. Bun. La cât avem asta head-urile? Trebuie pun și o întrebare. Aia e la fix. Deci mai avem câteva minute. Bun. Spuneți-mi, apropo de proiectele legislative despre care vorbeați, pentru că sunteți și parlamentar, sunteți deputat, spuneți un proiect de lege în afară de cel de care amintați la începutul emisiunii și mai aveți un pic să-l duceți la capăt, un alt proiect la care vă gândiți, care să aibă legătură cu legea, cu profesia de avocat, cu justiția și așa mai departe. Îmi doresc foarte mult să măresc limitele de pedeapsă pentru infracțiuni îndreptate împotriva minorilor. Îmi doresc foarte mult să mă aplec asupra degrevării instanțelor de judecată, mai ales asupra celor civile, deci cu siguranță trebuie să fie inițiative legislative în acest sens. Însă toate aceste lucruri trebuie făcute la pachet. Ele nu pot fi introduse azi una, mâine alta. Știu că pare puțin, nu neapărat deplasat ce spun, dar aceste discuții nu pot dura o zi, două, trei și după 72 de ore să punem pe masă schimbări mari care să radicale. Schimbe total cursul legilor justiției. Nu. Toate partidele trebuie să stea la masă, iar schimbarea acestor legi ale justiției trebuie să fie produsul unor discuții cu toată lumea. Pentru că altfel se ajunge la ce a fost înainte, schimbări de viziune și dorință de a contracara ceea ce altul a făcut pentru că n-ai făcut-o tu. Mm-hmm. Și atunci toate aceste schimbări cu siguranță nu vor fi unele pozitive și constructive. Hai să terminăm cu o întrebare capcană. Sunt sigur că nu o să cădeți în ea. Sunteți de acord cu desființarea DNA? DNA-ul este o instituție. E un răspuns, o instituție. Da. Nu vorbim despre DNA, despre DICOT. Păi mai există DICOT, DNA la vreo țară din Uniunea Europeană? Despre parchetul general. În toate țările europene există instituții care cu siguranță au același obiect de activitate ca DNA-ul. Păi da, în cadrul parchetelor. Nu există noi o instituție de sine stătătoare care se ocupe cu... Noi vorbim de reglarea lucrurilor în toate instituțiile și toate să-și urmeze cursul lor firesc în atribuțiile pe care le au. Doamna Vicolo, ați devenit politician. Ziceți? Sunt convins. Păi la o întrebare de felul ăsta, dacă erați avocat, probabil că răspundeați, nici n-am apucat să termin întrebarea, răspundea, da, domnul Tucă, normal că trebuie desfințat DNA. Nu am fost niciodată atât de agresivă încât să-mi pierd simțul rațiunii. Înainte și acum a luptat și o să lupt împotriva abuzurilor de orice fel. Dar nu e vorba despre agresivitate, de a fi tranșantă. Da, exact așa cum sunt abuzuri în justiție, să știți că așa sunt abuzuri în viețile oamenilor, legat de orice, legat de facturile de curent care au crescut nesimțit, scuzați-mi expresia, și exagerat de mult. Sunt abuzuri în momentul în care pleacă părinții să muncească afară și își lasă copiii aici ca să le trimită bani de o pâine. Sunt abuzuri în agricultura noastră, care e pe butuș. Sunt abuzuri în economie, că s-au închis atâtea societăți. Eu de toate aceste abuzuri vorbesc. Vă propuneți și acest lucru. Să luptați împotriva abuzurilor de orice fel. De orice fel. De ca președinte al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. Mulțumesc. A fost o primă întâlnire cu Laura Vicolo. Așteptăm în momentul în care va afla tot despre legile amintite mai devreme. Sunt legi foarte importante. Poate vom avea și un răspuns de la Curtea Constituțională în ceea ce privește legea Prun, aceea care transformă SRI-ul în organ de cercetare penală, organ special sau cercetare specială. Mulțumesc mult, Laura Vicol. Vă mulțumesc și eu, domnule. Vă așteptăm la Alev News, la Marius Tucă Show. O scurtă pauză, head-uri și ne întoarcem și vom continua cu Victor Ponta. Seara,
Bine ați venit. Ați șeruit, domnul Ponta. Seara, Victor, da. Șeruim tot, domnul Tucă. Ce plăcere să vă văd. Și eu, e plăcerea este de partea mea. N-am pus poze cu dumneavoastră de acum 20 de ani. Am văzut, dar de ce? De ce puteai să pui? M-am gândit că admiratoarele tale o să sufere, Marius, dacă de o să ce? Poate. O să ale mele nu. N-am o problemă. Ar suferi acum, Victor. Ți-a plăcut poza? Poza era frumoasă. Cu tine câte kilograme mai puțin aveai? Nu, stai, nu m-a provocat de la început. Da, nu mai stăm. Aveam un pic, da? Cu 20 de kilograme mai puțin decât atunci când am fost prim-ministru. Și acum am cu 10 mai puțin decât atunci. Deci așa e viața. A, deci urci, cobori și așa mai departe. Ți-aduce aminte, Victor? Nu, nu mi-aduc nimic aminte. Ți-aduc eu. De Victor, când Robert Tucescu la un moment dat s-a mărturisit, a zis s-a că și-a dat rucsacul cu pietre. Da, l-am luat eu. E la mine rucsacul. A venit momentul. Ca să stăm liniștiți, să nu ne enervăm. Hai, că nu ne vede nimeni. Nu ne vede nimeni, stăm doar noi. Ok. Ca să fie emisiune reușită și să fie sub semnul, să vină înapoi Laura Vicol, dacă vrei să fie reușită. Chiar semn, e interesantă. Sub semnul sincerității totale. Stai că te întreb și pe tine. Că e legea pruna aia cu cercetarea penală, că tu ai trecut prin asta, adică știi. Da, dar nu le duc dorul. Cum e cercetarea penală? Eu am trecut prin ele, nu, da. Vrei să spui că nu ți-e dor de chioveșii sau ce? Zici tu, mi-e dor de chioveșii ca de moaștele furate de la Patriarhie. L-am blocat aici cu chioveșii. Da, cu chioveșii. Ai nu m-ai blocat, nu m-am Victor, uitat. Victor, concentrează-te aici. Nu știu aici, dacă că merge, stai să întreb. Vezi dacă ai ceruit, te rog eu, că nu-mi pot sta într-o tensiune, ia vezi. Hai că aveai un om acolo care... Aveam, dar nu mai. Bun, hai să începem cu ăsta, cu, adică un dialog al sincerității totale. Dacă n-am fost eu sincer când am venit la nu, tine. Nu, n-ai spus tot până la capăt, n-am zis că... Dar nici în seara asta nu spun. Păi, Victor. Dar nu din motive politice, dar nu, dar ce rost are să dezgropăm morții? Ține de ce, de sărbători fericite? Sunt prescrise. Nu, dar știi, ai văzut ce au scris, nu? Da. Știi că te-a acuzat Băsescu, acum văd că ce te acuză Gușe. Băsescu? Că ai colaborat, nu e că e să pune... Stai, domnule, stai să începem cu asta atunci. Deci eu, spre deosebire de Băsescu, n-am fost niciodată colaborator sau turnător. Te rog să iei această declarație ca o declarație oficială. Deci colaborator, cum a zis el? N-am lovit cu palma sau cu pumnul. Da. Deci eu, colaborator sau turnător, n-am fost niciodată. Ok, colaborator. Atunci rămâne partea aia de angajat. Adică de om care a fost angajat, îți dai rucsacul ăsta jos, Victor, pentru că nu poți să-l duci la nesu. Uite ce probleme ai avut în politică. Se pare că sunt în convoiat de vreun rucsac. N-am nicio problemă. Nu ești în convoiat, că nu se vede. Dar pe înăuntru e probabil că sufletul e înconvoiat. Nu e foarte liniștit. N-am fost turnător, n-am fost colaborator. Bun, mai departe. Dar mai departe, am citit despre mine, dincolo de Băsescu, da? Care la ce m-a pus? La SIE? Da. După aia că eu am fost toată ziua cu Maior la serii, dar am citit că sunt agent al chinezilor, al turcilor, al israelienilor. Deci e adevărat, toate sunt lucrurile. Schimba... Dar repet, colaborator sau Victor, turnător nu schimba vorba. Nu schimba vorba că suntem nu între noi. Nu schimb, da. Între noi, la uite. Toți sunt ofițer. Păi nu, n-ai fost la toți, ai fost doar la unii. Ok. Bun, dar tu de ce altă nu vrei întrebare. Să dai rucsacul ăsta jos? N-am nicio, să n-am putem nicio continua rucsac, liniștiți. Continuăm. Da, chiar suntem foarte liniștiți. Cosmin Gușa are ceva cu tine? Că am citit astăzi. Da. De ce? De unde este? Atunci, în 2000... Când a plecat el din PSD? În 2003? Abar nu mai știu, da. Când îl propusese... Îi propusese Adrian Năstase să fie... prefect la București? Nu, primar, candidat la primăria capitalei. Da, atunci a plecat și n-am plecat cu el. Și bine am făcut. A, dar el ți-a zis să pleci cu el? Da. Eram prieteni atunci. Adică, erați prieteni? Atunci, da, eram tinerii lui Năstase. Ia stai să văd aici declarat. Și eu nu am vrut să-l trădesc pe Năstase, ce să fac? Am înțeles. Și tu ce să faci? Păi zice că l-ai împins pe scări la pușcărie. Asta e o prostie, știi și Cosmin. Păi și de ce spune asta? De ce te atacă? Că nu prea îl bagă lumea în seamă și atunci se bagă singur în seamă. Eu nu sufer de această problemă. Uite ce zice el apropo de asta, apropo așa, de... Ce-a făcut? Bine, zice Pontache, masa nu e. Vrea să fie activ și interesant, mă, fără să dea socoteală. Marius, te-am rugat eu să mă chem la emisiune? Nu, Doamne ferește, nu. Nu, niciodată. Mie bine. Din punctul ăsta de vedere, chiar nu m-ai sunat niciodată. Când mi-ai zis să vin, vin că vin cu plăcere. Da. Nu. Și eu te-am invitat cu plăcere. Dar sigur. Trebuie să rămâi. Așa, că s-a pus cu totul pe tavă ca și predecesorilor, colegilor să-i acoperiți și ei. Deci ai fost acoperit. Da. Deci tu ai fost acoperit, n-ai fost nici turnător, nici așa. Năstase, normal, Băse, Iohannis. Umblu descoperit așa. Da, crezi că Iohannis a fost acoperit? Habar n-am. Păi el scrie. Tăricianu Boc acoperit era prea mic ca să fie acoperit.
Adică... Încep cu glume de-astea de București. Dar nu e mai serios. Vezi că la Cluj nu râde lumea la glumele astea. Da, asta, da. Eu sunt și foarte interesat de ce zice lumea la Cluj în legătură cu ce am spus eu. De ce să nu fii? Așa, aici se laudă cu o poză la Tocășou. De acum 20 de ani. Nu sunt interesat. Când era șef de corp de control al primisului, dacă... și cu te pună șpagă. Victor, dar... Hai da, să fim... tot eu, mă. Îmi dau demisia. Nu, stai. Îmi dau demisia, bre. Gata. Nu mă pot înțelege cu el, pentru că da, a devenit foarte abil ca politician după ce dar a condus... Dar nu mai sunt un politic. Ce căutai la PSD? M-au chemat ca și aici. Nu m-am dus eu. De ce te-au chemat? Auzi să știi, în toate locurile pe unde am fost... Ai fost chemată. Am fost chemat, nu m-am dus eu. Da? Să fie foarte clar. Ai fost chemat. Nu sunt locuri în care la să PSD, te duci. De ce te-au chemat aia? M-a chemat Marcel Ciolacu. Nu știu, cred că sunt în pace cu Tudose, sincer. N-am... Și în rest să mă întrebe niște lucruri, că din tribună zău că le vezi mult mai bine decât de pe teren. Asta e adevărat. Da. Am văzut că ai niște poziții care sunt, cum să zic, nu neapărat, sunt foarte ok din perspectiva omului care a făcut politică. Pentru că știi că în momentul în care ajungi acolo vezi lucrurile. Da. Am văzut o postare a ta legată de măsurile astea de, cu COVID-ul și o să discutăm și despre da, asta. Să-ți fac o paranteză. Înainte să postez, am vorbit și cu Raed și cu Alex Rafila și le-am zis, dom'le, știți, eu sunt unul care călătoresc foarte mult. Părerea mea că măsurile pe care le-ați luat, chiar dacă teoretic sunt bune, practic sunt proaste. Pentru că 1, 2, 3, păi 4, spune, 5, 7. Spune-le dacă tot a venit vorba. Păi sunt proaste din următorul motiv. 1. Că în afară acum am făcut și 100 de teste, că merg în Israel, merg în Dubai, merg în Turcia, bă. E o industrie în care dai vreo 70, 80 de euro, 100 de euro, vine general un amărât de asistent de undeva din Filipine, de nu știu unde, trece cu un băț prin, așa cam la jumătate de metru prin fața nasului tău și îți dă certificatul. Că, deci e formal. 2. La noi, la aeroport, nu mai vorbesc ce o fi la frontiere când vin românii de sărbători, dar la aeroport, la otopeni. Se fac niște cozi îngrozitoare pentru că polițistul de frontieră la care stă în cușeta lui acolo, în afară de pașaport, acum îți verifică și certificatul și va trebui să îți verifice și chestia aia cu testul PCR. De unde știe polițistul nostru de frontieră de la otopen dacă testul meu din Dubai sau din Pakistan e bun? Al treilea lucru. Tu chiar crezi că în România o să stăm să-i urmărim să stea în carantină pe toți cei care vin și nu sunt vaccinați sau nu au test? Dacă o să vină un milion, cum au venit atunci când a început pandemia. Și tu acum, român, adevărat, tu crezi că românul va sta acasă de Crăciun sau de Revelion? Sau punem polițiști care să-l urmărească? Adică, în general, m-a învățat viața să nu iau măsuri pe care nu sunt în stare să le aplic. Administrativ corect. Vorbind. Corect. Eu sunt, de exemplu, mare fan. Și o să te enervez cu asta. Absolut deloc. La cota progresivă. Dar de fiecare dată ai zis, dom'le, avem o problemă. Până nu putem să o aplicăm, hai să nu o băgăm. Nu mă enervez deloc. Tu da. Mai vorbești cu Raed, înțeleg, că ați rămas da. În relație bună. Da, bun. Da. Uite, te rog să-i transmiți ceva, bea ceaiul ăla, că e foarte scump. Da. Să-i transmiți ceva din partea mea. Îmi plac lucrurile scumpe de când nu mai lucrez la stat. E normal. Să-i transmiți ceva din partea mea. Cu toată transmit. Prietenia pe care am purtat-o. S-a dus. Și, păi, s-a dus. Ne-am văzut astă seară, i-am și zis, vezi că bagi, din cauza ta trebuie să cheltui bani. S-a rupt lanțul de iubire, a rămas o amintire. Nu mai eu am. Sunt vaccinat, stai un pic să înțeleagă. Am 3 doze păi, și eu pic, și toată familia. Se vede că ai 3 doze. Până acolo, când îți spui și câte doze da. Ai, că urmează să faci o fac și pe a patra, și pe a cincea, și a șasea, și a șaptea, până îmi crește blăniță pe degete. Până la sfârșitul nu îți mai crește blăniță pentru că ai fost acoperit. Până da, la doza până șase, se descoperă blănița. Nu, a devenit foarte... Nu mai poți să vorbești cu tale, că mă ridic și pot să țip. Deci, Victor, transmite-ai următorul mesaj din partea mea lui Raed Arafat. Dragul meu Raed, încă din primele rânduri vreau să spun că sunt bine ceea ce îți dorești și ție. Că această discriminare cretină, cum că vaccinații nu trebuie să facă test, este o tâmpenie absolută. De la asta trebuie să pleci. Tu fiind vaccinat. Pentru că și ăia vaccinați și tot fac test. Și ăia vaccinați și ăia nevaccinați transmit virusul la fel. De din start, cea mai importantă măsură, regulă, restricție pe care ei o iau sau nu o iau, deci din start asta este greșită. Mă rog. Înțelegi? Păi de ce te rogi? Păi roagă-te că atâția mai rămas. Pentru că automobile. Așa... Fan cum sunt eu sunt fan NBA și NFL. Mă uit la fotbal american în fiecare duminică și la așa. Basket.
Și când văd cum cade stadionul ăla, sunt 70.000 de oameni. N-are niciunul mască. Mă rog, are antrenorul... În campionatul Angliei, la toate meciurile. Am fost în Anglia la meci, am fost acum o lună la meci, am fost pe Tottenham arhiplin. Nu ne-a cerut nimeni niciun certificat. Nu, acolo nici măcar de certificat. Stai, legal ne-a întrebat, dacă n-aveți, nu puteți să intrați. Nu vorba. Deci nu mi se pare că i-ați nebuni. Te-am rugat. Nu mi se pare că i-ați nebuni. Mie mi se pare că, de exemplu, o țară pe care o respect și pe care o consider extraordinară, Austria, eu nu mai înțeleg. Bineînțeles, dar chiar nu poți înțeleg. Să-i transmiți mesajul ăsta al meu? Da, transmite-i. Adică totul... Păi nu, te eu rog, sigur îți răspund. Nu mai putem un dialog. Păi nu. Aberația asta, că aia care sunt vaccinați, da, nu trebuie să facă test, iar aia care sunt nevaccinați sau nu au trecut prin... Sunt vaccinat și tot trebuie să fac test. Nu înțelegi că este o aberație? Eu unde înțeleg. Trebuie să-ți faci testul? De câte ori vin din afara Uniunii Europene, trebuie să vin din afara Uniunii Europene. Păi fiecare are treabă unde deci, are treabă. Faptul că sunt vaccinat, nimeni nu-i profet, poți să aducă virusul la fel. Și uite-te la toate țările occidentale care au ajuns în valul 5. Da. E adevărat, până una alta, dar doar în momentul ăsta. Pentru că am îndoieli. În Germania a crescut și numărul celor care sunt internați în spital, dar și la terapie intensivă. Putem spune, cei care au făcut vaccinul sunt protejați de formele grave, de forme grave și eventual de deces. Așa. Dar asta cu transmiterea, spune-i lui Raed Arafat din partea mea chestia asta. Ai spune-i tu. Păi nu mai avem un dialog și atunci, prin intermediul tău, că în știi foarte bine... În ultima perioadă mă ocup foarte mult de transmis mesaje între diversi oameni, o fac cu plăcere. E adevărat? Păi da. E și asta o meserie. Bună. Bun, ne întoarcem la rucsac, pentru că vreau... Ai și tu o obsesie. Nu am nicio obsesie. Vreau să-l dai jos odată pentru totdeauna. Da. Când ai semnat angajamentul și pentru cât a fost valabil. Sau, măcar spune dacă mai e valabil și astăzi și am încheiat subiectul și nu te mai întreb 100 de ani. În luna martie anul ăsta mi-am semnat primul angajament de om privat să câștig banii mei, să plătesc taxe și impozite, să plătesc angajați și mă simt foarte bine. Victor, vine un moment în care trebuie să spui și asta. Treaba la tine vin. Bine, la rog. Tine vin. Hai. Dar reține, te rog. N-am fost colaborator, n-am fost turnator. Am reținut asta și știu ca Băsescu, adică cum mă pui cu Băsescu? Pe bune, Băsescu era turnător, dom'le, nu l-au făcut ofițer la securitate. Măi, că... nu știm nici asta. Poate că, la un moment dat, din poate că nici la un moment nu o să mai știi vreodată, nu aveți care e... termen prin 2257. Și 7. 2547. Da. Da, apropo de justiție, pentru că ai fost procuror și te-a interesat domeniul ăsta al justiției. Vrei să vorbim, să spun o întrebare, două? Păi dacă aș fi, dacă păi, nu, aș, a dacă... trebuit să dovedesc că îți mai deștept, Victor, că era mai ești în... să nu vorbesc. Dacă erai în politică, te strângeam de gât, muream cu tine. Ești un om liber, călătorești, ai un angajament, ai zis că ai semnat. Dar nu uita, sunt un om care... În ianuarie, când ianuarie? Mâine, da? Se împlinesc 10 ani de când l-am adus pe Blair în România și azi, după 10 ani, am casa sechestrată. Că l-am adus pe Blair în România. Și le-am zis, dom'le, știu eu unde stă Blair, că am fost la el acasă, la Londra. Nu vreți, mă, să-i puneți lui sechestru? De ce îmi puneți mie? Bă, dar și Blair ăsta... Că e cam bancul ăla celebru, cu datul și cu luatul. Eu n-am luat, eu am dat. Adică noi, ăia de acolo, am plătit banii, n-a zis nimeni că i-am luat eu vreun leu. Păi și atunci tu în ce calitate? 10 ani se împlinesc. 10 ani, tu în calitate de ce că ai dat? Nu știu că eram prin zonă, că am trecut pe acolo, că am făcut poză cu Blair. Procesul mă crezi? Acum, că tu ai cumpărat influențe sau ce? Da, că i-am influențat pe alegătorii din Gorj în decembrie, au fost alegerile. Clar, prin faptul că în ianuarie l-am adus pe Blair. Auzi, dar cum a fost campania cu Dan Diaconescu în Goș? Că cea mai grea campanie. Serios? Sincer, din toate ce campaniile. Ce zicea Dănuț? Nu, Oiecu. Dom'le, era cel mai bun. Mi-a fost cel mai greu. Că ce? Totuși a venit la mine pe terenul meu, cum ar fi, unde da? Râul Ramu mi-era prieten numai mie. Și recunosc că am tremurat până în ultima secundă. Mm-hmm. Pe de altă parte însă, deci cea mai grea campanie, cel mai puternic adversar politic a fost Dan Diaconescu. Așa, 1-1. Da. Sincer, cred că ai văzut și tu dezbaterea aia cu Iohannis. Eu m-am gândit că nu mai votează nimeni după dezbaterea aia. Și totuși l-au votat 6 milioane. Pentru deci nu mă pricep la politică. Era un vot anti. Dar și pentru Dan Diaconescu bătălia cu mine a fost nefastă, pentru că n-a intrat în Parlament. În orice alt intrat colegiu, în pușcărie. Neavând imunitate parlamentară, eu, da. Deci n-a fost bună nici pentru mine, nici pentru el. Apropo de asta, uite, Victor, că tot a venit vorba despre Iohannis și au fost acele confruntări. Bine, aia a fost aranjată. Care a fost aranjată? La realitatea. N-a fost domnule aranjat. Pentru Iohannis.
Eu cred că jurnalistul Rareș Bogdan era perfect independent. Bine, bine, bine. Am mai fost bam, aia, foc. Și aia la B1 a fost aranjată. Aia, da, bine, Mădălina măcar a lucrat. Păi, a lucrat acolo și nu stai mai puțin. Conta B1, și Rareș Bogdan unde lucrează? Mă, da, e ok. Cred că a fost un jurnalist. Dar până la urmă, jurnaliștii pot să schimbe meseria, e ok, numai că nu sunt ziariști și e greu să, adică... Da, toți ne schimbăm, și eu mi-am schimbat meseria. Te întreb cu toată... Nu, că nu te-aș fi întrebat cu toată seriozitatea. Cum vezi acum confruntarea aia cu Iohannis? Apropo de... Vorbesc de confruntare televizată, nu vorbesc de tot ceea ce s-a întâmplat. Sincer, a fost o... Pentru mine a fost o lecție foarte importantă, pentru că... Cu aroganță. O spun că acum pot fi arogant, nu mai contează. Păi era și înainte, Victor. Eram și înainte, dar înainte era o problemă. Acum nu e o problemă. Acum mă simt bine. Corect. Că sunt arogant. Eu m-am gândit atunci, bă, la fiecare domeniu omul nu știa nimic. Dar nu că nu știa nimic. Că eu când îi aud acum pe toți ăștia care se geluiesc, aoleu, Iohannis ne-a dezamăgit. Bă, nu v-a dezamăgit. Omul e exact cum era și atunci. Nu se pricepea, nu-l interesa, nu dădea doi bani pe niciun subiect. Nici pe politică externă, nici pe internă, nici pe nu știu ce, nici pe... Avea un singur subiect, el. Lucru care e valabil și azi. Singur, exact. Și azi este singurul subiect. Nici măcar nu e anti-PSD-ist, ca aia că, domne, să-l votăm că e anti-PSD. Ce anti-PSD-ist? A pus cei mai mulți premier PSD. Nu? Pe Grindeanu, pe Tudose, pe Dăncilă și acum ai că e guvern PSD, practic. Și eu am zis, domne, să vedeți că oamenii o să zică, bă, care ăsta arogant, ăsta cum e pont, așa, e obraznic. Bă, dar se pricepe. Când vrei să-ți faci pantofi, chem pe unul care îți pricepe. Vrei să-ți conducă mașina? Unul care îți pricepe să conducă mașina. Nu, dom'le, la mare. Și acum când îi văd cum se jeluiesc, vai ce dezamăgit să te... Dar de ce sunteți dezamăgiți? Iohannis nu s-a schimbat. Eu spun un lucru. Iohannis nu e că știu unii, dom'le, sunt cu drăguți până ajung în funcție și după aia odată îți dau peste cap. Iohannis exact cum era. Țin minte când am fost primată la primărie la domnul Iohannis, că era goală primăria. Și am întrebat, domne, doar n-ați golit primăria că am venit la Sibiu. Eu. La Sibiu. Da. Zic, doar n-ați golit-o că am venit eu. Nu, domnul, primește aici, nu calcă nimeni, nu primește, nu intră nimeni. Păi și cum faceți, fraților? Pentru că el e un maharaja. Și de fapt ăsta era comportamentul lui. Încă de la... Da, a luat 90% pe chestia asta la Sibiu, nu? Păi foarte bine. Îți mai dau un exemplu. Știi care mi-am făcut și eu după ce am plecat din funcție? Județul în care am băgat cei mai mulți bani cât am fost prim-ministru. Autostradă, investiții străine, bani, tot. Cât ai luat? 5%? Județul Alba. Da. E județul în care am luat cea mai mare bătaie. Acum mă duc cel mai des la Alba, am cei mai mulți prieteni acolo, mă duc la golf, ca așa e președintele. Bun, dar tu vezi asta? Da, așa e viața. Atunci n-ai văzut asta, adică confruntarea cu Iohannis? Nu, atunci, sincer, eu credeam că o să pierd alegerile, apropo de faimoasa declarația lui Teo Meleșcanu. A zis, bă, nu o să se poate. Ți-a spus Meleșcanu că o să pierzi alegerile? Sau nu ți-aduce aminte? Sau era voalat într-un fel? Au fost niște discuții pe atunci. Dar eu de altfel nici nu vreau. Dacă Crin rămânea să candideze, nu candidam. Dar în momentul în care Iohannis l-a dat-o, acum toată lumea îmi explică că am candidat contra lui Crin. Nu am candidat, domnule, împotriva lui Crin, că Iohannis l-a dat deoparte pe Crin. Și când a apărut Iohannis, mi-au sărit toți PSD-iști în frunte cu Dragnea în cap. Bă, da, da. Poate n-am să mai candidat Crin pentru că... Pentru că ce? Pentru că ai candidatul din partea... Nu, nu e adevărat. Nu schimba istoria. Nu fă și tu ca propagandist. Nu știu, am vorbit cu Crin aici și dacă vrei spun banda. Punem din nou banda cu Crin. El a fost europarlamentarele și a zis, îmi dau demisia. Eu știu foarte bine ce s-a întâmplat atunci. Ideea următoarea. S-a rupt lanțul iubire din cauza securiștilor. Ți-am mai spus de 100 de ori și nu mai luăm de la cap. Da. Ideea a fost următoarea. După acea dezbatere a fost singura dată când eu am crezut că o să câștig. Că am zis, dom'le, dacă ești normal la cap și te uiți la o dezbatere, vezi că unul nu că nu se pricepe, dar nici nu vrea să învețe. Că nici eu nu mă pricep. Dar atunci a fost și evident că mi-am luat-o. Că atunci de fapt, era nevoie de un singur pretext și a fost găselnița cu diaspora care nu poate să voteze, bine, pe care voi n-ați negociat-o, pe care voi n-ați gestionat-o absolut deloc bine. Corect. Ar fi trebuit să înființeze a doua zi 1 milion de secții de votare în străinătate pentru turul 2. Ne-am gândit la chestia asta, da. V-ați gândit, dar n-ați făcut-o. Da. S-a dus. Atenție! Gata. Dar ca să vezi că nici măcar de asta, ca să-ți dau dreptate, Klaus Iohannis nu avea dreptate, nu știa sau nu se gândise la ea, e celebra conferință de presă după turul 1. Știi ce a zis Klaus Werner Iohannis în acea conferință? E bine, vom învinge, nu știu ce. Și a plecat. Și nu a spus nimic. Și a adus aminte cineva. Domne, nu a spus nimic,
despre subiectul... Păi nu venise faxul. Subiectul numărul unu, adică... Și anume... Ăla cu diaspora, că n-a putut... Cum noi am lăsat noi pe diaspora exact. Să voteze. Deci el a ținut o întreagă conferință de presă și nu a spus. Și a plecat și la un moment dat ți-a adus aminte sau l-a strigat cineva. Dom'le, da, lasă că am înțeles asta, dar pe noi ne interesează... Știi că am avut prieteni care mi-au spus atunci... Păi da, am vorbit cu sora mea în America să meargă la turul 2 să-l voteze pe Iohannis, că n-au fost lăsați românii. Spălați pe cred, nu mai contează să fim sănătoși. Dar apropo, cred de... că... Poftim? Cred că o chestie așa de mult mai ușoră, păi, de o frustrare. O secundă. Nu a fost un vot pentru Iohannis, a fost un vot împotriva ta, bine, a PSD, a tot ceea ce s-a întâmplat legat de USL și așa mai departe. Era o frustrare. Da. Nu mai contează. Dar uite, apropo de asta, cât că am mai zis, sau nu știu, cât că am zis odată. Sincer, chiar mi-a meritat. Uite, avem România educată, România lucrurile bine făcute. Eu zic că România este pe făgașul normal, ce din ce mai educată. Și după azi 3 ani, România va fi România lucrului bine făcut și România educată, exact ce ne-am dorit cu toții. Singurii care se plâng sunt Liceanu, Chiril, care se plâng tot dragul timpul. Meu, asta aici trebuie să-ți dau încă o dată dreptate și ultima dată în această seară și dacă va fi deja cazul, nu să-ți mai dau dreptate. Toți ăștia care acum spun că Iohannis s-a schimbat, de fapt... Nu s-a schimbat. De fapt, nu, păi nu mai sunt useriștii lor la putere și de-aia s-a schimbat exact. Iohannis. Iohannis este egal cu sine din prima secundă de când a fost ales la Sibiu, dacă vrei, sau de când el a fost o persoană publică. Vreau să spun ceva important, dar nu mă lași, pentru că, uite, după aceea o să spun să-i mai transmit ceva lui Raed Arafat Săracu. Stai, doamne, dai mai chema la emisiune ca să-i transmit lui Raed. Măi, n-am avut... Nu mai chema degeaba. Prin Rafila ai văzut cum sunt amândoi, să stă așa, adică sunt pe scenă, dar nu vorbesc unul cu altul. Și nu vreau să-l rog pe profesor Rafila să facă un efort în sensul ăsta. De la Victor Ciorbea încoace, nu am votat pe nimeni, fie că e vorba de președinție, fie e vorba de orice funcție, care a dezamăgit sau care nu a mai fost votat sau toți l-au înjurat că de... Nici pe Băsescu, nici pe Iohannis. Deci n-ai votat pe niciunul care a câștigat. Niciunul. Nu, dar, la fel. Dar nu am votat niciunul pentru că nu m-am înșelat niciunul. Nu știu dacă am votat cu ceilalți. Cred că de cel mai multe ori nu am fost la vot. Dar niciodată nu am votat unul dintre... Și în 24 ce faci? În 2024, păi, mai e un pic. Mâine. Până la marele nimic. Ce vreau să-i mai transmit? Stai așa. Te rog, dacă tot am trecut pe aici, să... Uite, Victor, dacă tot ai trecut pe aici, dar nu găsesc subiectele, stai. Cui mai trebuie să mai transmit ceva? Nu, totul lui Raed. Apropo de justiție și că ai trecut prin experiența asta, cum ți se pare... Trec în continuare, n-am terminat. Păi n-ai terminat. Cum ți se pare ție... După 2 ani în care au fost Orban și cu Câțu la putere, că stăm cu justiția. Păi mi se pare în felul următor. Am văzut și am aplaudat, m-am bucurat foarte tare, că în alta curte a decis că este inadmisibil faptul că dosarul penal la procuror al doamnei Chioveși stă de 2 ani și jumătate. Și au decis corect, dom'le, după 2 ani și jumătate, spuneți, ori e vinovată femeia, ori nu e vinovată. Și m-am hotărât să fac și o acțiune, să întreb, dacă din 2015 până azi sunt 2 ani jumate. Păi nu, sunt 6 ani, nu? Nu știu, doamne, să întreb 2000... dacă sunt mai mult. Sau... 15 plus 6, sau din 2012 dacă sunt 2 ani jumate. Mm-hmm. Acolo sunt. În 2015? Da, în 2015 m-au prins pe mine că... Cu plagiatul. Nu, cu plagiatul s-a dus de dar mult. Dar n-au prins-o cu plagiatul. Nu, păi n-aveau cum, că între timp am câștigat. Mm-hmm. Dar m-au prins că în 2008... Am făcut eu, mi-a dat Șova 2000 de euro ca să-l pun eu ministru în 2012. Ok, suntem în 2021. Nu s-a terminat procesul. Mm-hmm. Sunt tot acolo. Și vreau și eu să întreb dacă dă ea 2 ani jumătate de la doamna Chioveși la mine se pun sau nu. Că eu sigur deci nu sunt... Deci 2008 era asta? 2008, da. S-au făcut 13 ani. Păi și unde e graba? Stăm bine cu justiția, și unde e graba? Nu e nicio graba. Și stăm bine cu justiția? Perfect. Și tu zici că ești de acord, da? Minunat. Plus că în sfârșit lupta anticorupție am vins, nu? Spune-mi și mie top 5 politicieni care au fost lângă tine, în care ai crezut, cu care poate ai fost prieten și te-au dezamăgit și nu vrei să mai ai de-a face niciodată cu ei. 2-3. Dar nu vorbesc de rău, de nimeni. Nu, păi nu vorbesc de rău, care nu vrei să mai ai de-a face. Am devenit atât de ecumenic. Arogant. Nu, sunt și arogant. Da, mai un pic mă pui să mă cer. Mai ești un pic. Uite, și stare. Vrei să spun ultimul cu care am vorbit între patru ochi, așa? Zi, stareți la furnică. Și am zis, nu spun cine. Da. Păi Ludovic. Nu spune cine, da.
pe tine ți-au înscenat un dosar ca să nu candidezi la primărie. Ți l-au înscenat, că după aia te-au achitat, zi mersi. Mie mi-au înscenat un dosar, că după aia m-au achitat, nici nu mai știe nimeni că m-au achitat. Păi dacă ajungi prim-ministru, că îmi cerea să-l votez, băi, faci și tu ceva? Băi, Victore, îi zdrobim, mă, băi, rupem. Și bă, vezi, că, pe genunchi, pe vezi că prietenul tău Iordache nu se simte prea bine, vezi că ai alți prieteni. Văd dacă au furat să la închisoare, dacă n-au făcut nimic, să totuși să se teme. Da, a ieșit în întâlnire și a zis, o să ținem pe doamna Chiovești și lupta anticorupție. Nu pot să cred. Și am zis, bă, Ludovic, nu că nu meriți votul meu, meriți, nu pot să spun în emisiune ce i-am zis, să dispari. Și acum am văzut că e marele luptător pentru liberalism. Auzi, mă, dar pe Câțu, tu l-ai adus, Marius, tu că, la PNL? Eu l-am împins pe scări. Tu l-ai făcut ministrul de finanțe? Păi, da, acolo el a trimis cineva, știi cum sunt unii trimiși. Dar uite, apropo de prim-miniștri, vreau un calificativ, așa, în două, trei vorbe, ca să nu ne lungim la câtă treabă avem. Hai să o luăm în ordinea numelor de pe tricou. Care a fost primul? Tudose. Grindeanu. Grindeanu. Singurul prim-ministru mai bun decât mine a fost Adrian Năstase. Bun. Grindeanu, lasă-l. Mai auzit o aroganță mai mare decât asta? Exact. Grindeanu. Ce-i cu el? Cum a fost ca prim-ministru? Păi n-a apucat săracul. Am Tudose. Fost doar eu. E bine că a fugit de japonez, să-ți dai seama dacă dădea un Pearl Harbor la Brăila. Nu vrei să spui. Vrei să zic? Dăncilă. Ce, la Banca Națională? Cum vrei să zic ceva de Banca Națională? Nu poți să răspunzi și tu la vrei să mă pui să mă cert acum cu toate forțele? Victor, uite, înainte de pauză trebuie să răspunzi la o întrebare esențială. După pauză, la altele. Bănuiesc că bagi pe altcineva. Nu mai bag pe nimeni. Te țin pe tine până la sfârșitul lumii. Te vei mai întoarce în politică? Sincer. Azi când mă întreb? Nu astăzi, mâine. Nu la noapte. Azi când mă întreb, bun, dacă ăștia vin din PSD. E o boală politică. E o boală, da? Eu acum zic că într-un fel m-am tratat de ea, dar a rămas acolo. Acum, bun. Cum să zic, dar mai proiectul Pro-România este abandonat. Nu este abandonat. Dar cum e? E în stand-by. E în stand-by, da. Cum e la aia la masoni? Nu știu, ăsta aici chiar pot să-ți răspund că n-am fost masă. În adormire. În adormire, da. Deci Pro-România, uite ăsta e titlul, Pro-România. Nu, este în stand-by. Îmi place stand-by, îți place în stand-by. Da. Stand-by me. Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem la Victor Ponta, care n-a fost nici turnător, nici colaborator. Nici cu pumnul, nici cu palma. N-am lovit. Da, continuăm emisiunea din această seară. Victor Ponta în studioul nostru. Uite, apropo de Sijiu ăsta, știi că se discută? Da. De ani de zile se discută despre desfințare, dar Sijiu n-a făcut nimic între timp. Știi, ne învăța la drept penal că dacă omori un mort, nu este omor, nu e infracțiune. Adică dacă tu te duci unui mort și te apuci și îl împuști, te zice, bă băiatule, du-te bă că ai omorât un mort. Atâta luptă ăștia să omoară un mort. Ce a făcut Sijiu ăsta? Eu l-aș desfința că n-a făcut. Dar altfel, stai un pic. Dincolo de povestea că n-a făcut nimic și zău dacă înțeleg de ce n-a făcut nimic. Dar mai spun o dată. Dom'le, dai pe înțelesul tuturor de la clasa întâia în sus. Procurorul de la DNA îi acuză pe politicieni, pe Ponta, nu știu, treaba lor. Nu poate să-i acuze și pe judecătorii care îi judecă. Că atunci judecătorul zice că ce vrei, domne, vrei să plângă mama, mai bine să plângă maică, că te condamnă, asta e. De când nu au mai avut să-i acuze, oia care au fost cu probe sau la închisoare, alții au fost achitați. Mai mulți achitați, că dacă ți-a făcut un cheșelul dosare, nici n-aveau cum să nu te, n-aveau pe ce să te condamne. Sau portocală. Deci trebuie să găsești o soluție care există în toată Europa, așa anume, domne, judecătorii, dacă fac ceva rău, sigur, să ia cineva. Dar nu ăla care ia pe politicieni. Că se încurcă lucrurile. Corect. Și atâta. Dar a murit și chestia asta. Nu mai au probleme. Se jugata, s-a terminat. Spune-mi, te rog, tu ești de acord cu certificatul verde? Păi n-am înțeles ce mai facem cu el. Ce mai facem cu el? Da. Păi să mergi la muncă. Fie că ești la stat, fie că ești la privat. Eu merg la muncă, te refer altceva decât
ăsta de vaccinare. Da, nu. Certificatul COVID, cum mi se spune. Eu cred că în România tot o să discute de el până o veni următoarea pandemie. Pentru că se câcâie, încă n-au reușit și acum au venit cu niște propuneri. La un moment dat am obosit să le mai citesc propunerile, că oricum nu... Nu dai ești de acord? Nu. Mie îmi pare că dacă am... dacă am certificat de vaccinat, mi l-ai scanat foarte păi bine. Bun, da, aia care sunt unii care nu s-au vaccinat, Victor. Și atunci și apropo de asta, de ce crezi că România nu s-a vaccinat? De ce nu s-au vaccinat oamenii? Pentru că n-au încredere în cei care transmit mesajul. Ești de acord cu chestia da, asta? Da, totul până la urmă, absolut totul este brand și este marketing, nu? Deci, dacă ca să iau sacoul ăla pe care îl porți tu, apropo, foarte frumos, de marcă, trebuie să fie o reclamă atunci bună. Dacă nu-mi place ăla care face reclamă, nu-mi iau sacoul. Cred că, deci, an ca anul ăsta, în care un an de zile ne-am uitat cum se bat Orban cu Câțu ca în final să moară amândoi, ca în tragediile antice, iar noi toți pe lângă ei muream de... 500, de toate. Marius, 500 de morți pe zi. Și am zis, domne, a fost atunci colectivul, Doamne ferește, o tragedie, domne, s-au năpustit în piață, am zis, oamenii au dreptate să năpustească în piață. Au murit 500, nu mai era niciunul în piață. Unde erați, mă, la Viena, la Paris, la unde erați, la Sinaia? Dar de ce? De ce crezi că nu a ieșit oamenii să protesteze? Cred că le-a fost rușine ce proști au fost atunci. Adică au zis, bă, ăștia chiar și-au bătut joc de noi. Adică bun, dar că au fost proști. Deci, domne, faptul că Iohannis a jucat golf la ziua comemorării. Tu zici dacă jucam eu golf în ziua aia. Ce îți luau capul? Nu-mi luau capul, îmi luau toată familia, ne executau în piață și executau și pe vecinii de bloc, ca să fie clar. Păi aia merită, da? Că a fost vecin cu tine. Exact. Vecin cu deci, voi. Eu care-s pe bună dreptate, domne, a fost o tragedie asta, dar acum gata, lăsați-mă pace să-mi văd de viață. Că oricum nu s-a schimbat nimic. Adică vii și cu vii și morții cu morții sau cum? Nu, adică bun, dacă voi ați fost fraieri și chiar ați crezut că atunci, domne, Iohannis, corupția ucide, au mai stat acasă. Să spunem că au fost fraieri atunci, că au ieșit în piață cu luminițele și așa mai departe. Nu, da? Ideea lor era frumoasă. Au fost doar folosiți. Bun, au fost folosiți. Fi rușine când s-au uitat în oglindă. Dar spune-mi, te rog, totuși, apropo de gestionarea catastrofală, și vorbim aici de o catastrofă umanitară loc, nu? La și vorbim de, raportat la populație. De 500 de morți și așa mai departe pe zi. Deci ce crezi că oamenii nu au ieșit în stradă să protesteze împotriva acestei, cum să-i spun, aia cu față de colectiv e de 100 de ori mai gravă. Acestei nenorociri gestionate de Orban, de Câțu, până în zilele noastre, până la Ciucă. Sau nu te super pe mine, dar eu nu cred că în România din 89 încoace s-a protestat... Pe bune. Pe bune, adică s-a protestat că... La ordin. Nu știu, la comandă, nu, stai, eu nu spun că cei care au fost în piață, domnule, toți crezut. Sunt securi sau să... Dar e un sistem capabil să-i mobilizeze sau un sistem care îi scoate de priză? Am văzut că l-au arestat pe protestatarul Pește, nu știu care, cu droguri. Da. Eu bănuiesc că lua droguri și pe vremea lui Dragnea sau lui Colectiv, dar atunci nu mai îl arestau. Păi n-aveau cum atunci. E ăsta, maimuțul ăsta de Ceaușescu, care... Ai văzut că nu se mai duce nicăieri, nu mai protestează la nimic? Păi la cine să mai protesteze? Păi nu știu, nu era el, mă, nu lupta cu victimele. Păi la general, păi îl radă e. Pe bună dreptate. Crezi că îl prinde el pe Ciucă, cum îi prindea pe Orban și pe aia? E, na. Nu, e vorba de ai văzut general. Că a dispărut și ăsta, căci că e nebun. Îți place Ciucă? Da. Eu l-am propus șeful statului. Păi, că l-ai propus, ai propus mult la viața ta. Te întreb dacă îți place acum. Păi acum mie îmi place de toți. Stăm de afacere Victor, acum. Nu suntem la grădiniță aici. Îți place de toți. Da, domne, ce vrei? Iar vrei să mă cerți cu cineva? Nu vreau să te cer. Cred că cu e un militar foarte bun. Hai să o luăm așa, da? Da. Deci a venit anul de grație 2019, a câștigat Iohannis. Ce vrei să spui ceva? Că nu ai stâmpă. Am spus că oricum din decembrie 2020 știai și tu și eu că o să fie domnul Ciucă prim-ministru. Asta e altceva. Știa că nu o să mai fie Orban. După cum? Care Orban cu Câțu, de ce s-au bun, luptat un an? Ai expertiză, ai fost aproape 4 ani prim-ministru, da. Șef de partid, da? Da. Spune-mi, te rog, Orban ca prim-ministru, cum a fost? Catastrofă mondială și... universală. Era să zic ceva, dar după aia mă dă în judecată. Deci ataci pe găraie ca pe vremea lui, eu n-am văzut de când sunt eu. Confirm? Așa am auzit. Acum cum? Greșesc, am unde? Greșit. Nu pe, mai spun. Pe zi? Mă râs dacă cumpărai tu
masca asta cu 500 de lei, deci tu-ți dai seama că prietenul... acum eram colegi amândoi la Jilava. Nu era prietenul tău acolo? Care prieten? Raed Arafat. Stai, domnule, că nu le-a cumpărat Raed. A, nu le-a cumpărat el. Nu. Dar vezi că ai mască scumpă, acum am văzut-o. Da, sunt privat. Da, da, dublu filtru, nu știu ce și așa mai departe. Publici, da. Pentru că n-ai ceas și ceasul foarte scump. Ba, da, e ceas bun. De... Câțu, prim-ministru? Jale. Poftim? Jale. Jale. De ce? Jale. De ce? Păi a fost prim-ministru, el s-a luptat cu Orban, nu? Așa. 9 luni, 10 luni și în final l-a ucis pe Orban și a căzut și el. Răpus. A căzut exact ca în filmele alea de pe vremuri, știi, când ne uitam la filmele cu samurai, când făceau aia, ho, cho, ho, și râdeam, nu știam dacă chiar. Și la final se șteau amândoi și cădeau lați într-o baltă de sânge. Ca să vină tot domnul Ciucă, care trebuia să vină din decembrie anul trecut. Deci a mai stat un an în filmul Samurai, păi, Câțu cu Orban pe bune. Nu mai pot de râs. Nu m-am gândit că o să te fac să râs. Da, te-am enervat de multe ori. De când ai dat rucsacul jos, e ok. Da, Staltom. Bun, USR? S-au făcut de cacao, pe bune. Adică și alții care au plecat la război și le-a venit unul, le-a luat arbaletele și i-au plecat acasă. Cum era aia? Mărite Doamne, n-avem cai, atunci pe mâine. Așa mi se pare și de ei, sincer. Adică la început mi s-au părut periculoși. Mamă, ăștia au un plan. Fii atent, ăștia ne fac, ne distrug, ne termină. Ne... După care mi-am dat seama că le-au furat calul și au plecat acasă. Îți place friț? Nu, deloc. Mă, uite, încă ceva vreau să spun. Noi zicem în glumă, dar nu de glumă. Deci închipuiesc tu că un primar... Pe ce l-am ales eu pe friț? Nici eu, nici eu. Așa, zi. Tu îți dai seama că în orice oraș din țara asta... Da. Dacă pe vremea mea era vreun spital de stat în care oamenii înghețau în spital, câtă lume era aici în piață? Așa. Nu conta că la Timișoara. Bun. Deci îți place Clotild? Doamne ferește. Doamne ferește. Păi vrei să zic și cu Clotild ce experiență am? Da, spune-mi. M-am trezit și eu cetățean de sectorul 1. Stau în 2, dar trec prin 1. Și am pus o poză cu doi tembeli care și-au parcat mașinile în așa fel încât nu mai puteai să treci pe stradă. Și am făcut o poză și am zis, dom'le, poate primăria face ceva, să ridice mașinile. Să... La început, lumea care a intrat mi-a dat dreptate. Da, mă, așa. După care au intrat susținătorii lui Clotild. Lasă-mă, Ponta, că și pe vremea ta se blocau străzile. Și am zis, bă, dacă susținătorii sunt la fel de proști, ca și Iecjale. Nu era ca ideea. Eu n-am fost primar la sectorul 1. 2. Dacă eu n-am ridicat mașini, nefiind primar, nu-i motiv să nu ridici tu. Și apropo, de asta ne-ați schimbat pe noi, voi ăștia noi, Clotilde, Matilde, cum o cheamă. Dacă tot ați venit, domne, nu e argumentul lor acum este... Și voi erați niște nenorociți. Da, da, voi ați zis că noi suntem niște nenorociți și voi și veniți buni. Voi, da, să ce mai dar bun. Dar ca și Nicușor, care a zis că nu face nimic, că nu s-a făcut nimic până la el. Păi nu, de-aia ai zis că vii tu, că nu a făcut nimeni, nici Firea, nici Oprescu, nimeni. S-a născut București odată cu tine, dar naște-l odată. Am înțeles că în sfârșit s-a obținut o mare victorie, s-a vaccinat odată. Păi da, mai ales să se tundă. Ei, aia e în al doilea mandat. Nu, dar e nevoie și de booster. Deci așa eu că... când au chestia asta cu dom'le, deci noi nu facem pentru că nici voi n-ați deci făcut. Deci nu-ți place nici Nicușor. Ce, dar ce s-a întâmplat? Nu pot să spun că nu-mi place. Ați place Nicușor? Nici nu-mi place, nici nu ne place. Că nu știu cu ce s-a ocupat de când e primar. Păi s-a făcut un an de zile. S-a împlinit un an. Ok, mai discutăm la anul. Ți se pare ție că București e așa un... Recunosc însă un lucru. În timp ce merg la Belgrad, la Budapesta, la... nu vorbesc de Istanbul sau... Deci n-am auzit niciun oraș în care se spună aici nu se mai construiește. Dom'le, nici în, cum să spun, nici în Fatic Pur Sicri, orașul din India. Și acolo dacă vrei să mai construiești ceva, dom'le, să respecti regulile. Dar să spui nu mai construiești nimic, eu n-am și auzit mai e o niciodată. Caracteristică primară ăștia, că nu semnează nimic. Asta am auzit. Nici Clotil, nici Friț, nici Nicușor. Nu semnează nimic. Adică nu semnează perfect. Nimic pur și simplu. Cine nu muncește, nu greșește. Asta e clar. E regula de bază. Spune-mi, te rog, intrarea lui PSD-ului la guvernare și de fapt propune... Păi n-aveau ce să facă. Eu... Stai un pic. Da, eu am fost pro, ca să zic stai așa. Stai o secundă. În primul rând plecăm de la propunerea lui Iohannis, că nu i-a mai vrut pe aia. Da. Se vorbește de o întâlnire secretă încă din septembrie la care au participat... Nu știu. N-am participat. N-ai fost, dar știi. La care au participat... E adevărat. Dar n-am fost. Da. La care au fost Dâncu, Ciolacu, Iohannis și cred că a mai fost cineva, nu mai știu cine. Eu nu. Cine a mai fost? Eu nu.
Nu, din ce știi, te întrebam dacă... Poate Paul Stănescu. Paul Stănescu. Poate. A, și de la ei n-a mai fost nimeni? De la PNL? Nu a fost. N-a fost Cățu, nu, ce caz. N-a, nu cred că a fost, nu mi-aduc aminte. Mă rog, nu contează. De ce această întoarcere, această răsucire cu 180 de grade după ce a fost numai muie PSD, să mă ierte filozof, era frumos. Filozoful Liceanu, era frumos. Atunci. Și doar inclusiv, că acum am înțeles că s-a suspendat până se hotărăsc cui s-o dea. Inclusiv s-a suspendat. Inclusiv deci... președintele a spus că este o chestie care ține de democrație. Normal. De ce crezi că s-a răsucit Iohannis? Dar nu s-a răsucit. Din nou. Uităm că Iohannis prima dată în politica de la București, eu l-am așteptat, știu nu sigur. S-a răsucit pentru că a pus USR-ul, cu toate că a câștigat și PNL-ul, cu toate că alegerile sunt câștigate de PSD. De ce? Mă rog, nu știu de ce și-a închipuit că o să poată. Crezi că e o cursă? Pentru cine? Atragerea pentru PSD. Nu e o cursă, dar pe mine m-a întrebat. Nu e cursă de șoare, deci nu o cursă contra cronometru. Am înțeles, o capcană. Te-a întrebat, da, te-a întrebat. M-a întrebat ce părere am. Și am spus, domnule, uite care e chestia. Nu poți să stai pe margine și să spui, ha, ce bine m-am născut, ce tare că voi muriți de foame, că la un moment dat o să înceapă lumea să te înjure. Bă, da, du-te, dacă nu te vrea Iohannis, nu te vrea, dar dacă te vrea, du-te. Doi, dacă tot te duci, ia-le tot. Și le-a luat, practic, ce era important. Pune oameni buni, încearcă să guvernezi. Dar altfel, sigur că e o capcană. PSD-ul n-are cum să mai crească mult de aici. Practic, le-a oprit creșterea. Dar au oprit-o la 40%, Victor, la cât să le oprească? Nu, probabil 35 ceva acolo. Dar în ultimele sondaje dau 39-40. Da, da. E normal, dar guvernarea va eroda. Va eroda, normal. 1, 2, oricum vor da vina, se vor reactiva, că acum s-au obosit de sărbători, se vor reactiva și vor constata că toate relele sunt din cauza PSD-ului. Dar n-aveau ce să facă aici, sincer. Nu aveau cum să stea pe margine, că la un moment dat se supăra și suporterilor, nu mai vorbesc de faptul că acum toată lumea își dorea să aibă o funcție, să aibă ceva în teritoriu, să împartă. Deci tu crezi că decizia de a intra la guvernare e o decizie bună a PSD-ului? E cea mai puțin proastă. Că da. nu puteau să mai stea pe bară la nesfârșit. Nu mai, și să cred că pierdeau dacă stăteau pe margine și în ceea ce privește poziția AUR. AUR e marele câștigător al anului ăsta, categoric. Mhm. USR-ul i-a legitimat, că nu i-a dus mintea, nu de altceva, da, așa, și au cel mai coerent mesaj cu care eu nu mă regăsesc, dar e cel mai coerent. Dom'le, toți politicienii vechi sunt la fel, uite, dovada, a zis Iohannis că e anti-PSD și se pupă cu PSD-ul. A zis PSD-ul că Iohannis e rău și se... Știi că era chestia PNL, PSD, aceeași mizerie. Da, o lansase USR-ul, dar beneficiază AUR-ului acum. La fel, frustrarea anti-Uniunea Europeană, anti-frustrarea atacurilor pe biserică, pe familie tradițională. AUR e coerent. Și n-au o chestie formală. Spune-mi, te rog, apropo de pandemie, s-a schimbat lumea foarte tare? Spuneai că foarte tu călătorești... Foarte tare, total. Noi nu suntem în rând cu lumea din nou. Ce nu? S-a întâmplat? De ce? Nu te-am auzit. E reclamă? Că n-am... După pauză, zice, dacă ești atât de drăguț. Eu vreau. Și vreau să-mi spui de ce noi suntem altfel decât toți ceilalți. O să luăm spun. O scurtă pauză în și pauză ne întoarcem. Spunem în pauză și eu spun după ce se termină pauză. Da. Pauză. Victor, da, te întrebam înainte... S-a schimbat lumea. Uite, cât mai avem? 4 minute? 4 minute, da. Te rog. 5 minute ca Băsescu. Te rog. Am fost săptămâna trecută la Tel Aviv. Mă cheamă ăștia speaker pe la toate conferințele. Mă duc săptămâna asta în Ras Al Khaimah. Toată lumea vorbește de digitalizare, de protecția datelor, de cum ne ține COVID-ul în casă și de fapt noi ne dăm toate datele, că acum ne dăm amprentele, ne fac, ne testează, că aoleu, să nu ne pune chip. Dăm noi tot, nu mai trebuie să ne pune chip să se obosească. Și am văzut discuția, acum era că, dom'le, să mai mărim accizele la țigări și nu știu ce. Că era de acum 10 ani discuția. Că ca să putem să dăm 10% la pensii. Bă, care pensii? Mai, 1% la multinaționale să le impozitezi. Da.
să ducă banii în altă parte. Nu știm chestia asta. Că, dar când am dat eu chestia aia pentru care m-ai lăudat și tu cu 5% la dividende, ne-am trezit că avem dividende. Că lumea zice, domne, la 5% ce rost are să le mai plimb să plătesc avocați. Și... adică lumea se schimbă. Pe zona de sănătate am văzut niște lucruri. Te duci frumos la... îți faci singur analizele de cancer. Le încarci într-un fișier, le trimiți la Tel Aviv, ăia îți spun ce tratament să ai. Și noi aici nu primeam oameni în spital să se trateze. Lumea se schimbă de la, de la pandemie. Și mie mi se pare că noi, anul ăsta sigur am bătut pasul pe loc, adică am jucat în filme cu samurai din secolul XVI. Dar să văd, poate la anul, poate văd niște minți așa luminate care zic, bă, hai să luăm banii aia, 70 de miliarde sau cât sunt. Păi a venit ai tăi la putere PSD-ul. Da. Da, și băi, sunt deștept. Sper să ia banii, sper să ia banii, să vedem unde sunt alții. Alții sunt deja în 10 ani înaintea noastră. A, tu spui că, domne, a venit pandemia, s-a schimbat lumea și da. Noi avem aceleași probleme, da. Pe când lumea e cu, nu știu, lumea cu are pași, alte probleme. Cu pași înaintea noastră. Tu vezi că jumătate din bani se țin în criptomonede? Tu vezi că acum nu mai poți comanzi din China nimica? Hai să vedem ce luăm de aici, că până îți vine din China... Ce vedem cu că chinezii? Ce te-au mai înjurat ăștia cu chinezii? Da. Fraier, ne prindeau bine banilor, acum nu mai vin oricum. Dar atunci veneau, au venit la alții, ce? Și le-a fost bine. Păi de ce n-au mai venit? Păi dacă au descoperit că vindeam eu țara chinezilor, în sensul că ea veneau și băgau banii ăștia. Păi și nu o vindeai? Nu, tati, pleca cu reactorul în spate. O împrumutai, ce face? Nu, nici vorba, aveam și noi energie. O închiriai, o concesionai? Nu, de exemplu, dacă făceau grupul 3 și 4, nu mai stăteam să ne milogim să cumpărăm de la cehi și de la unguri. Măi. Energie. Tu știi cât de greu se implementează lucrurile aici? Uite, citesc o știre care mi se pare extraordinară. Păi dacă noi în ultimii 6 ani am avut 7 prim-ministri, cum să implementezi? Bine, știu că te întorci mereu la asta. De. Papa Francisc condamnă atitudinea woke a Bruxellesului, mă duc cu gândul la dictatura nazistă, la cea comunistă. Apropo de limbaj, că să nu mai fie Crăciun și așa mai departe. Și corect. Le zice bine. Corect, bine zice. Păi, uite, mi-am adus aminte de un lucru, stând de vorbă cu tine, apropo și de multinaționale, cu 1%. Știu că ți-am zis atunci, și nu ți-am zis pentru mine, era vorba despre România, nu prea fac lucruri pentru mine. M-am făcut TVA-ul 9%? M-am ocupat multă vreme cu traficul. Hai trafic. Să te auzi că zici, m-a făcut tu și ponta un lucru bun. Traficul, pe dată, acum ești cu TVA-ul progresiv. Nu, cu traficul nu, de nu, impozitarea progresivă. Traficul de influență în bine. Cu ghilimele de rigoare. Mi-aduc aminte ce greu se întâmplă unele lucruri. Aveai 70%, da, cu USR-ul. Da. Și ți-am zis atunci să dai o ordonanță de urgență sau să faci o lege, tu nu mai ții minte, ți-aduc eu aminte, prin care să dai o oră liberă tuturor angajaților, da, fie la asta la privat. Da, mi-aduc aminte perfect și mai ce venit m-am bătut cu ei. Și ai venit și mi-ai zis, măi Marius, nu se poate. De ce voiam acea oră? Și în Italia, și în Spania, știu, și peste știu, tot. Și aveai dreptate. Este o chestie care ține de metabolismul unei nații. Băi, toți muncitorii din această țară, între 1 și 2, sau 2 și 3, să aibă nu neapărat să mănânce, că asta era, putea fi inclusă. Să ai o oră liberă, da, în care să faci ce vrei. Și au venit sindicatele. Dar ei nu-și toți ore libere și nu se numără și atunci la ore. Nu. Dar știi de ce acum nu mai era bună chestia aia? De ce? Că în ora aia toți românii ar mânca numai roșii din Ungaria, mere din Polonia, bine, mă, eu cartofi. Serios și tu. Eu vorbesc foarte serios. Nu, că în pandemie n-am mai fost la muncă. Dar faptul că în această țară singurul lucru pe care îl mai aveam, că aia cu energia s-a dus, gata, importăm energie, n-ai voie să faci nimic în România, noi suntem natura 2000. Ce? Faptul că nu mai facem mâncare în țara asta, mi se pare o mare prostie. E vorba de metabolismul unei țări, domnule, filozofia. Metabolismul vine de la bani, dacă ai bani te duci. De spaniolii de asta sunt, că se duc o oră. Nu e vorba, în ultimul rând, e vorba de ora aceea liberă. Poate oamenii vin cu mâncarea de acasă, dau o oră liberă. Pentru tine mai lasă emisiunea, pentru mine nu mai lasă, s-a dat. Păi zice, să zic și eu ceva. Eu vreau să vorbesc de bani și de business. Te aștept din țările calde astea de unde te duci. Dacă mai mă chem, vin. Păi avem de vorbit, că n-am terminat de, pe bune, 10%. Vin cu rucsacul. Rucsacul o să-l dai tot aici în direct. Stai liniște că n-ai unde, nu o să te duci de altă parte. Ia vași. Ne întoarcem luni, ne vedem din nou. Cinema aproape.